Dacă l-ai cunoaște acum, n-ai ști nimic despre el. Păi și într-o seară în oraș și l-ai cunoaște. Ai mai alege? Ai mai vrea să fii cu el? Și atunci a fost răspunsul. În Family, înainte să înceapă episodul ăsta, din păcate trebuie să fac un anunț. Nu-mi place deloc că se întâmplă chestia asta, însă în timp ce editam acum videoclipul împreună cu Justin, am observat că avem o problemă la sunet. Îmi asum în totalitate vina pentru această problemă. Am încercat să remediem cât de mult se poate. O să vedeți că se aude cât de cât ok, așa că materialul poate fi urmărit până la final, dar informația din acest podcast este atât de bună încât nu am vrut să refacem podcastul, tocmai pentru că ne este teamă că nu am fi putut să reproducem aceeași informație pe care urmează să o vezi. Așa că ia-ți puțină răbdare, dar te asigur că până la final o să îți mulțumești că ai urmărit acest podcast. Așa că vizionare plăcută! Relațiile sunt cel mai important aspect al vieții noastre, pentru că ele pot să reprezinte sursa pentru cele mai frumoase momente, cele mai frumoase experiențe pe care le trăim, însă, în același timp, din relații se pot naște unele dintre cele mai neplăcute momente sau experiențe pe care le trăim, pentru că oamenii pe care îi iubim și care ne iubesc reprezintă acea fundație de temelie pentru noi, pe care noi începem să ne construim viața mai departe. Așa că, de asta încercăm atât de mult să vorbim despre relații, de asta ni se pare că relațiile sunt acel punct de plecare pentru cine suntem noi cu adevărat, pentru viața pe care ajungem să trăim, pentru vindecarea noastră emoțională, pentru că în momentul în care relațiile noastre sunt bine, sunt frumoase, înseamnă că noi pe interior suntem bine și suntem frumoși. Însă, în același timp, relațiile pot să reprezinte în același timp și cele mai importante oportunități pentru creștere, transformare și dezvoltare. Pentru că unii oameni vin în viața noastră ca să rămână, iar alți oameni vin în viața noastră ca să ne învețe ceva și apoi pleacă. Mie îmi place să cred că acești oameni care vin în viața noastră să ne ofere ceva și apoi pleacă sunt mesageri veniți de la Dumnezeu, care au această lecție pe care ne-o predau nouă, pe care noi o folosim, ca noi să putem să devenim din ce în ce mai puternici. Însă, din păcate, din cauza faptului că nu știm cum să privim acest moment de despărțire de cealaltă persoană, ajungem să rămânem confuzi, pierduți în momentul acelei despărțiri, pentru că simțim că am pierdut ceva, simțim că ceva nu a mers bine, simțim că undeva pe parcurs noi am greșit. Când de fapt despărțirea aia a fost acolo tocmai pentru noi, tocmai ca noi să ajungem în următorul capitol al vieții noastre. Așa că ce ne propunem prin acest episod este să arătăm cum arată o despărțire conștientă, cum se face o despărțire prin care noi putem să preluăm cu adevărat lecția care se ascunde acolo, pentru că de cele mai multe ori singurul motiv care ne face să intrăm în acea relație este pentru că avem nevoie de acea lecție și doar așa putem să o preluăm. Dar din cauza faptului că noi ne pierdem pe drum și ne rămânem blocați în acea experiență a despărțirii, nu putem să preluăm lecția. Așa că scopul final al podcastului este, da, să învățăm ce înseamnă o despărțire conștientă, dar în același timp, cum putem să preluăm lecția pe care trebuia să o învățăm și pe care ne-a adus-o acel mesager venit de la Dumnezeu. Așa că împreună cu o veche prietenă de-a mea, cu care chiar vorbeam, am început oarecum drumul meu în social media, a fost primul giveaway pe care l-am făcut împreună cu ea. Nici măcar nu știam atunci că giveaway-urile se pot face în colaborare cu cineva, haba, n-aveam de chestia asta, dar uite că așa am învățat. O bună prietenă care a venit să ne povestească din experiența ei. Este nevoie să menționez încă la început că povestea pe care urmează să o avem aici este una personală și grea în același timp. Este nevoie de mult curaj, de multă putere, de multă vulnerabilitate să poți să te deschizi în felul ăsta și să poți să vorbești de niște lucruri care pentru tine au reprezentat momente dificile, momente grele. Așa că tocmai de asta vreau să îi mulțumesc Elinei că este aici alături de noi și că a decis să facă asta, că a decis să ne ofere din experiența ei și în același timp să ne ajute să preluăm și noi lecțiile pe care putem să le învățăm în urma unei despărțiri. Așa că, Elina, îți mulțumesc din suflet că ești aici, îți mulțumesc din suflet că ai bătut drumul până la Pitești, în primul rând, și bun venit la podcastul Arta de a te iubi. Mulțumesc și eu și bine v-am găsit, este foarte fain aici la voi, așa în cozy. Și da, mă abia aștept să împărtășesc prin ce am trecut în ultimul an, după cum bine știi, am trecut printr-un divorț. Și după ce am procesat tot ce aveam de procesat și o să discutăm despre faptul că nu e un drum așa lin. E mai de duci mai sus, mai cumpori, mai te mai ridici din nou
Și după ce am simțit că am integrat tot ce am integrat, am spus ok, trebuie să dau mai departe, asta și trebuie să dau lumii, pentru că asta fac oricum, ca și job. Transform experiențele mele în lucruri care poate să ajute alți oameni. Apropo de asta, poți să ne spui puțin despre tine din punct de vedere profesional, cu ce te ocupi, ca cei de acasă, cei din comunitate, da, să te cunoască mai bine? Sunt coach, mindset coach, așa cum spune mie, îmi place mie să spun, pentru că ajut oamenii să lucreze cu convingerile lor și cu mentalitatea lor, cu felul în care privesc lucrurile. Pentru că mi-am dat seama și eu foarte multe schimbări au făcut în viața mea în momentul în care mi-a schimbat perspectiva și mi-a schimbat convingerile. Eu am o vorbă și eu om care există, convingerile îți determină realitatea. Dacă tu crezi că ceva este adevărat, așa este. Și te uiți un pic în jurul tău la cum este în viața ta și te întrebi, ok, ce convingeri am care au creat realitatea asta? Și dacă ceva nu-ți place, identifică acele convingeri, schimbă perspectiva, schimbă-ți convingerile și viața ta se va schimba. Am, la un moment dat am pus la un loc toate convingerile la care am lucrat eu cu mine și eram peste 2000 și wow. Și viața mea s-a transformat la 180 de grade, efectiv. Deci, în mare parte, partea asta, mindset în legătură cu absolut orice. Bine, foarte mulți oameni aștept pe partea asta de abundență, pentru că am lucrat foarte mult pe banii, pe partea de convingeri legate de bani, dar în general, despre orice subiect, mindset, convingeri, asta mă ocup. Adevărul e că gândurile pe care le avem de cele mai multe ori sunt într-adevăr cele care ne direcționează viața, însă, din păcate, singurele gânduri pe care ajungem să nu le punem niciodată la îndoială, sunt fix acele gânduri care trebuie puse la îndoială. Așa. Și fix, cred că acolo ne blocăm de cele mai multe ori. Așa este, dar pe lângă gândurile conștiente, mai este și subconștientul, unde acolo sunt și mai multe. Și tu spui, dar eu nu cred că merit să sufăr. Și când stai să sapi și să-ți dai seama că tu de fapt în subconștient ai acea convingere și zici, aaa, de aia e așa viața mea. Dar eu n-am crezut niciodată că supăr, zic, știu, dar n-ai supat destul de mult. Și eu, la un moment dat, în 2021, deci nu de mult timp, mi-am dat seama că am convingerea că merit să supăr. Și îmi tot cream situații în care eu să nu să supăr. Cum de curând am descoperit convingerea că bărbații mereu pleacă. Ok. Și mi-am dat seama că, ok, uite, mai aveam ceva de învățat, știi, din despărțire, din divorț, mai am ceva de învățat. Constant trebuie să spui întrebări pe ce convingere am eu oare, care a creat această situație în viața mea, dar asta înseamnă să-ți asumi responsabilitatea 100% pentru ce se întâmplă în viața ta și puțin în momentul tău pe atât curajul să o facă. Se pare că cât trăim, învățăm, asta e o vorbă pe care cu toții o știm, dar cred că acum este mai reală ca niciodată, pentru că avem șansa să învățăm prin podcast-uri, prin cărți, prin diferite programe și cred că e nevoie pur și simplu să înțelegem că, ok, nu știu tot ce e de știut, așa că hai să văd ce anume lacune am, care sunt acele convingeri limitative, care sunt acele lecții pe care pot să le preiau și cred că prin acest podcast, cred că asta o să facem cele mai multe ori, să spargem anumite bariere, o să încercăm să vedem care sunt acele gânduri care ne limitează potențialul și care ne blochează în situații care ne fac să suferim. Și o să încep cu o întrebare care cred că o să ne picteze mai bine tabloul pe care tu l-ai trăit în povestea relației tale. Cum a fost relația ta și cum a ajuns să se termine? Adică cum a fost experiența ta în intermediul relației? E foarte interesantă întrebarea, pentru că mulți oameni la sfârșit erau uimiți de faptul că noi ne despărțim. Și asta pentru că ne-am avut o comunicare foarte bună între noi și dacă erau probleme, le discutam noi între noi și nu ieșea din relație. Am avut o relație foarte ok, doar că la un moment dat am început să ne dezvoltăm diferit și în direcții diferite. Și ne-am trezit anul trecut că ne doream lucruri total diferite, aveam preferințe total diferite, stil de viață total diferit. Viziunea pentru viitor era total diferită și am zis, ok, noi ne iubim, dar în același timp, ca să putem continua să fim împreună, ar trebui ca unul dintre noi doi să facă un sacrificiu, să sacrifice ceea ce își dorește, și inclusiv valorile s-au schimbat. Un lucru așa mai personal este faptul că eu nu mi-am dorit copii foarte mult timp. Și după ce am făcut ceva terapie și am rezolvat anumite lucruri, nici el nu-și dorea, dar eu am făcut terapie, mi-am rezolvat, am început să-mi doresc. Iar el în continuare era pe ideea de nu vreau copil. Da. Și inclusiv asta a fost o problemă, că și nu e vina nimănui că eu, știi, m-am vindecat și mi-am rezolvat problemele și mi s-a trezit simțul matern. Pe atunci a fost așa un exercițiu de sinceritate. Hai să vorbim despre ce ne dorim în acest punct al vieții noastre, pentru că asta nu înțeleg oamenii. Poți să fii compatibil ani
Și la un moment dat, efectiv, faci alegeri diferite, ai conștientizări diferite, te dezvolți în direcții diferite și ajuns să fii incompatibil. Ne-am fost compatibil foarte mulți ani și ne-am dezvoltat foarte mult împreună și chiar de curând spuneam și ne spuneam reciproc, sunt recunoscător și recunoscătoare că ai fost în viața mea, pentru că nu aș fi cine sunt astăzi dacă tu n-ai fi fost. Și oamenii au cumva ideea asta, dacă o relație s-a terminat, înseamnă că a fost un eșec. Pentru că cumva de minci și dacă te gândești la povești, trebuie până în alegi bătrânii, știi? În momentul în care am ajuns în punctul în care mi-am dat seama, și îți povesteam înainte de podcast, că am stat 5 ore de vorbă în momentul în care am ajuns într-o criză, am zis ok, hai să stăm cu o cafea în față și să stăm 5 ore de vorbă și am luat fiecare punct în parte cu lucrurile care nu mai funcționau între noi și am căutat soluții și am zis ok, hai să încercăm să facem ceva. Adică chiar am stat și am încercat să găsim soluții, să vedem dacă se mai poate face ceva, până când am ajuns la concluzia că nu, asta nu însemna să nu fiu eu. Dacă aș face lucrurile care trebuie făcute, care relația asta să continue, însemna să nu mai fiu eu. Și mai devreme sau mai târziu aș ajunge să am resentiment de față de tine. Da, oare unde crezi că s-a produs acea schimbare încât voi nu ați realizat atât de mult timp că creșteți în direcții diferite? Adică de ce credeți că nu ați... Eu sunt... E că într-un mod așa, că partea asta de dezvoltare personală m-am dus foarte intens și mă dezvolt foarte rapid. Și deși și el are o deschidere, adică are mintea deschisă, dar nu este o prioritate pentru el partea asta de dezvoltare, partea asta de vindecare, hai să-mi descoper traumele, hai să mă vindec, hai să devin o versiune din ce în ce mai bună a mea. El este genul de om care este recunoscător, trăiește în prezent. Ceea ce nu este greșit, adică doar că eu m-am dus atât de mult pe partea asta și luasem direcția aia și el a continuat să trăiască cum a trăit până atunci. Și atunci s-a produs cumva schimbarea, cred că undeva prin 2021, dacă ar fi să cam un an și ceva înainte să ne despărțim, a început să producă schimbarea, pentru că efectiv eu eram convingerile mele, dacă eu într-un an am schimbat peste 2000 de convingeri, te dai seama că era... Mai urmesc cu o prietenă și noi spune că sunt ca un mad scientist, știi? Un om de știință din alea, care e acolo și stă și studiază. Și eu m-am dus foarte mult în direcția asta și cred că atunci s-a produs ruptura. Și m-am concentrat foarte mult pe partea profesională, pe partea de dezvoltare și spuneam și mai devreme că vorbeam de energie feminină și masculină. Eu foarte mult timp în viața mea am operat din energie masculină, până când am ajuns la un burnout și am spus nu mai vreau să trăiesc așa. Asta s-a întâmplat undeva prin 2020 și am început să fac niște schimbări. Inclusiv acolo, mi-au făcut o alegere și el nu era obligat să schimbe și nu poți să-l obligi pe cel de lângă tine să trăiască așa cum crezi tu acum că ar fi bine să trăiești. Deci cam 2020-2021, cam un an, doi înainte să ne descărțim, să prindem structura, pentru că aveam interese diferite. Energia și atenția noastră se ducea în direcții diferite și nu prea mai reușeam să găsim un punct comun. Voiam să facem lucruri diferite, inclusiv timpul liber voiam să petrecem în mod diferit și aveam cu totul alte preferințe. Și mă gândesc că e fix punctul în care iubești cu adevărat acea persoană, în momentul în care nu-i ceri să se schimbe doar ca să rămână cu tine sau doar ca să fie așa cum ți-ai dorit tu să fie. Da, acum, așa, full disclosure, mi-am pus presiune pe el să schimbe, mi-am pus foarte multă presiune pe el să se schimbe. Și lucrurile s-a îndepărtat foarte tare, a creat foarte multă frustrare în el, cât și în mine. Și mai ales eu eram, eu știu cum să te ajut, știi? Adică asta fac ca și job, știu cum să te ajut, văd că se activează anumite lucruri, lasă-mă să te ajut. Și mi-a fost foarte greu să accept că el nu vrea asta. Și, cum ai spus și tu, știi, din iubire, noi ne-am despărțit din iubire. Și foarte mulți oameni că nu înțeleg cum să te desparți, să te iubești sau cum să te desparți din iubire. Păi da, păi nu-i cer celui de lângă mine să se sacrifice sau să facă ceva ce nu vrea să facă. Și este că, a, păi asta înseamnă că nu vă iubiți într-adevăr. Nu. E terapeuta mea, când spunea mai devreme că am făcut și terapie până când terapeuta mea mi-a spus gata, nu mai are voie terapie, îmi spunea că există iubirea mică și iubirea mare. Ok. Că iubirea asta mare necondiționată, în care te iubesc și te las să te duci pe drumul tău ca să te dezvolți și să-ți iei lecțiile. Mi-am dat seama că eu îl blocam pe el și el mă bloca pe mine. Pentru că eu nu lăsam pe el, eu puneam presiune pe el că trebuie să fac lucrurile în felul în care credeam eu, îl lăsam să aibă experiențele pe care trebuie să le ai pe el. Și la fel și eu vreau să mă duc baga cincea, știi, să mă duc într-o anumită direcție și el, ca să pot să rămân să vină și el cu mine, trebuia să mă duc mai led. Și din iubire am zis, ok, hai să mă despărțesc și suntem mai fericiți.
mult mai fericiți. Și oamenii nu, și nu înțeleg nici ce se întâmplă, adică te poți să ești fericiți. Da. Nu din prima, în durata pravonală. Adică nu vreau să menționez asta. Dar din iubire poți să lași orice să plece. Și e indicat, și din iubirea față de tine ar trebui în momentul în care îți dai seama că te blochezi, rămânând într-o relație, spui ok, hai să recunosc acest lucru și hai să plec din acea relație. Conștientizarea că soluția pe care voi o mai aveți este despărțirea, a fost doar a ta sau a fost a ambilor? Pentru că ai zis că ați purtat atunci o conversație de 5 ore, sunt curios cum a ieșit la suprafață soluția asta. Bine, noi atunci am găsit niște soluții, am încercat să vedem dacă rezonăm, dacă reușim să ne integrăm și ne-au trezit o lume mai târziu că nu se schimbase absolut nimic și am avut așa un moment de sinceritate, unul cu altul și am spus, nu, eu nu vreau să fac, ce trebuie să fac și nici eu nu vreau să fac, ok, bun, pe ne despărțim, da, așa se întâmplă la despărțire, deci ne despărțim, da. O să-mi repezi, te rog, întrebarea cum am spus. Sigur. Voi, după ce ați purtat conversația respectivă, din ce mi-ai răspuns acum, amândoi ați venit cu soluția asta a despărțirii. Da, amândoi. Eu am venit cu propunerea, eu văd că despărțirea ar fi singura soluție și el a spus, da, sunt de acord, cred că a venit momentul să ne despărțim, chiar dacă nu o să fie ușor, dar cred că pe termen lung este cea mai bună decizie. Și uite, apropo de asta, termen scurt, mulți oameni au decizii care se simt bine pe termen scurt și foarte puțini oameni au decizii care se simt bine pe termen lung. Era mult mai confortabil să rămânem împreună pe o perioadă, dar ne-am gândit amândoi, hai să ne gândim și peste un an, și peste doi, și peste trei. Noi, dacă continuăm să fim împreună, nu o să fim bine. Poate o să mai fie un pic bine, unul o să mai lase mai mult unul să sacrifice, o să mai fac eu o sacrificiu, mai faci tu, dar tot acolo ajungem la un moment dat. Deci, cred că cumva, nu știu, trebuie să ajungi într-un, să fii super sincer cu tine. Pentru că mulți oameni spun, dar vreau să mă schimb, dar vreau să fac ce e nevoie ca să salvez relația, dar de fapt, deep inside, nu, că nu rezonează cu tine, că nu face parte din valorile tale să faci acel lucru, că nu e viziunea ta asupra vieții să faci anumite lucruri și trebuie să fii sincer cu tine, dar trebuie să te cunoști, știi? Este necesar să te cunoști, să știi cine ești tu, ce este important pentru tine, care sunt valorile tale, care este viziunea mea cu viața ta. Pentru mine, una dintre valori este dezvoltarea. Pentru el nu era. Și chestia asta ar fi continuat să ne ducă în direcții și mai diferite. În momentul în care voi ați decis că despărțirea este singurul moment, singura soluție, momentul ăla pentru voi, bănuiesc că pe termen scurt a venit ca o ușurare, pentru că zici, ok, hai să ne despărțim că nu mai vreau să fac chestia asta, dar din nou pe termen lung se nasc oarecum niște frici, adică încep să îți faci diverse scenarii, cum o să fie viața mea în viitor, cum o să fie fără persoana respectivă, de asta e că rutina mea nu o să mai arate la fel, nu o să mai locuim împreună. Care erau gândurile care îți treceau ție atunci prin minte? Oh, cred că o săptămână m-am închis în casă și am plâns. Și el era așa, mai, el era mai senin, cumva, mai calm. Și la un moment dat am zis, ok, pentru că poate să vină ego și să zică, uite, nu-i pasă. Mm-hmm. Hai să fiu curioasă. Și efectiv, hai să fiu deschisă și să întreb cum poate să fie lumea, de ce el este mai ok decât eu care stau și plâng. Și mi-a spus atunci un lucru foarte interesant, mi-a zis, eu văd despărțirea noastră ca o oportunitate ca amândoi să fim mai fericiți separat decât am fi putut fi împreună. Interesant. Și atunci a fost momentul ăla în care m-am simțit mai bine, dar apoi a fost așa, frica necunoscută, ok, ce se întâmplă de acum încolo, frica de judecată, știi că ești o femeie divorțată. Și există un pic la nivel social treaba asta, are încă există, da. Nu am crezut până când n-am trecut prin asta. A fost frica de singurătate, pentru că 7 ani noi lucrând și de acasă amândoi și făcând cumva lucruri asemănătoare, am fost non-stop împreună. Frica de necunoscut, frica de singurătate, frica de a ieși din zona ta de confort, frica de respingere, pentru că you have to put yourself out there again, știi? Și la un moment dat să te deschizi din nou, să cunoști alte persoane și înfrunți ceva ce n-am mai fost nevoie să înfrunți până atunci, că era cu cineva, nu mai era hai să cunosc, hai să-mi ies la un date și apare din nou frica de respingere, mai descoperi lucruri despre tine. Ți-a fost frică că poate nu o să mai găsești pe cineva cel puțin la fel ca el? În primul rând mi-am dorit să nu mai fie la fel. Ok. Nu pentru că ar fi ceva în regulă cu el, ci pur și simplu mi-am dat seama dacă eu sunt incompatibilă cu el, în mod clar nu ar trebui să mai găsesc pe cineva asemănător și mi-a făcut o listă, efectiv, okay. Și eu recomand tuturor listă,
I-am mai făcut o listă înainte să-l cunosc pe el, dar nu știam eu foarte multe atunci. Am 24 de ani, nu... Acum am făcut o listă, dacă atunci avea 5 puncte, acum am vreo 40. Și au fost lucruri, de exemplu, inteligența emoțională, partea asta de dezvoltare, să fie deschis, să fie dispus să investească în dezvoltarea lui personală, să fie ok cu el, să se iubească, adică tot felul de lucruri pe care le-am scris în lista respectivă și am făcut o listă să fie clar ce vreau, dar niciun moment nu am crezut că vreau une singură sau că nu vreau mai găsit pe altcineva, niciun moment. Ok. Singurul lucru pe care la un moment dat eu nu stau foarte bine pe răbdare, am crezut o lecție pe care o integrez, singurul lucru la când. Cât trebuie să aștept să apară acea persoană. Și a apărut cineva la un moment dat, care a bifat, cred că 95%, dar a fost în colecție și mi-a dat seama că mai aveam de adăugat niște lucruri la lista respectivă. Ce lucru? Că sunt foarte curios acum. Uite, pe partea asta de traume, știi? Și pe partea asta emoțională am mai pus acolo niște lucruri, acum sunt așa un pic, știi, nu știu cât să zic. Yes. Dacă simți că e o întrebare dificilă, trecem peste, că nu e... Nu, e ok, încerc așa să-mi clarific, să-mi aduc aminte ce era înainte, pus în lista și ce a fost adăugat după. Uite, să-și asume responsabilitatea 100% pentru ceea ce a creat în viața lui, a fost ceva. Okay. Să accepte ajutorul, ceva de care nu, la ceva la care nu mă gândeam înainte, că cineva nu e dispus să accepte ajutorul, și la partea aia să fie ok cu el, la partea de să se iubească și să aibă încredere în el, la fel să nu, să aibă tendința asta de a avea convingeri gen merit să sufăr, sau merit să mă pedepsesc cumva prin anumite lucruri, adică persoana pe care am cunoscut-o e o persoană care vrea cumva să are o situație mai specială, să-i spun așa, în viața lui, mai complicată și vrea să-și asume să treacă prin asta singur. Și să nu o accepte și a închis cumva, să aibă inima deschisă, de exemplu, știi? Să aibă inima deschisă pentru că și ea a trecut printr-un divorț și foarte mulți oameni își închid inima după o experiență de genul acesta și le este foarte greu să își mai asume să treacă încă pe pierdere. Și uite, să nu-i fie frică să mai treacă prin durere, de exemplu, pentru că eu după ce am trecut prin divorț, am stat, am vindecat, am zis eu să-mi deschid inima, asta este dacă să mai sufăr, îmi asum, dar în același timp știu că dacă mențin inima închisă, nici iubirea nu va intra. Și atunci sunt dispusă să-mi asum suferința pentru a experimenta iubirea. Nu este asta o lecție pe care trebuie să o ai încă de la început într-o relație? Adică când intri în relație, să pleci de la prezumția cel puțin că este foarte posibil ca acea relație să nu funcționeze și să îți asumi asta la început? Da, dar și că la început e îndrăgostirea, în care nu te gândești la scenariu că se va putea termina și atunci ești în gula asta roșie și după aceea te lovești de realitatea și începi să se activeze frici. Și dacă tu nu ai vindecat anumite frici, o să fugi, ceea ce s-a și întâmplat în situația noastră. În momentul în care îți dai seama că relația nu merge neapărat în direcția potrivită, cel puțin în cazul tău, când ați simțit că nu mai mergeți în direcția potrivită, ai zis că ați încercat pentru un moment să rezolvați asta sau să găsiți o soluție. Care sunt soluțiile pe care le recomand sau pe care voi cel puțin ați încercat să le folosiți? Am pus în primul rând pe o listă, efectiv concret, hai să punem pe foaie ce nu funcționează, pentru că așa poți să te apuci să vorbești, să-ți aminte lucruri de acum 3 ani și devine o conversație foarte haotică. Deci, efectiv concret, ce? Și uite, o listă foarte importantă pe care am făcut-o undeva când aveam 2 ani de relație cu fostul meu soț, a fost listă cu ce pot să accept într-o relație și ce nu pot să accept. Care sunt limitele? Da, ce nu pot să accept în niciun caz. Ei, la lista aia de ce nu pot să accept, în momentul respectiv, nu era specificat că nu pot să trăiesc un bărbat care se dezvoltă. Lucru care între timp s-a adăugat. Și atunci trebuie să ai lista aia în funcție de ceea ce nu, efectiv nu pot să accept. De exemplu, pot să accept că este dezautomat. Trec peste asta, este, mă deranjează, mă enervează uneori, dar pot să trăiesc cu asta, dar nu pot să trăiesc un bărbat care nu se dezvoltă, știi? Trebuie să fie foarte clar și pe aia, în funcție de aia, să-ți faci lista. Uite, lucrurile astea nu pot să trăiesc cu ele. Și un lucru pe care mi-a spus eu mereu fostului meu soț, te rog frumos, nu faci aceste schimbări pentru mine. Păi dacă tu simți că vrei să le faci pentru tine, dacă nu este ok, ne putem merge pe drumuri separate, e ok. Și e foarte important să n-ai șantajul ăsta, știi, sentimental, emoțional, schimbă-te pentru mine. Mă gândesc că în momentul în care ajungi într-o situație de genul
pot să fiu cu tine doar dacă tu ești varianta asta ta, este ca și cum îi spune celui de lângă tine, tu așa cum ești nu e suficient de bun pentru mine, așa că ori devii mai bun, ori te părăsesc. Adică în niciun caz n-are cum să fie vorba de iubire acolo, să zici că încerci să-l ajuți, știi, ca să devină el mai bun. Uite, asta a fost o lecție, ori pește omul din telemetrie așa cum este, ori îl lași în pace și am mai învățat să-mi dau mai îndrăgostesc de potențial. Știi, de cine? Uite-te foarte sincer la omul ăla, foarte sincer. Știu că e greu când ești îndrăgostit, dar sincer, uite-te la el. Și chiar roagă, te rog frumos, nu încerca să scoți cei mai buni din tine acum la început. Fii așa cum ești tu, știi, în viața de zi cu zi, arată-ți toate părțile, ca să vedem de la început dacă ne potrivim sau nu. Și nu, mai ales femeile fac asta, nu știu de bărbații, dar na, când femeie poți să vorbesc, te gândești la cine poate deveni, cum poate fi, wow, cine este acum. Și eu am spus că nu o să mai intru niciodată într-o relație dacă la întrebarea așa cum este el acum, aș putea să trăiesc cu el toată viața mea așa cum este acum, dacă nu ar schimba absolut nimic și dacă răspunsul este nu, nu la acea relație. Adevărul e că la începutul relației avem tendința să ne îndrăgostim de potențialul unui om, să spunem. Sunt sigur că poate să devină mult mai bun de atât și o să-l ajut eu să devină, o să creștem împreună, o să ne transformăm împreună. Dar ceea ce nu luăm în considerare este atunci când spunem chestia asta, este că de fapt noi alegem să fim cu varianta viitoare, probabilă, a persoanei respective, nu cu varianta actuală. Și asta înseamnă că până el devine persoana respectivă, el o să simtă mereu din partea noastră o presiune să se dezvolte, o să simtă că nu este suficient de bun așa cum este pentru noi. Și în același timp, cred că nu este niciun caz corect pentru cel de lângă să fie ales în baza potențialului lui și... Exact. Și citiseam la un moment dat o statistică care m-a convins să mă mai drăgostesc de potențial, că doar 3% dintre oameni își ating potențialul. Și a zis, clar nu, nu mi-asum. Cu statistica asta nu mai mi-asum să mă drăgostesc de potențial. Cred că oamenii ar trebui să se schimbe atunci când sunt inspirați să se schimbe, nu atunci când sunt forțați să se schimbe. Mm-hmm. Adică dacă eu sunt într-o relație cu cineva care are potențial, mă schimb eu pe mine, așa că cum consider eu că e bine pentru mine, iar prin asta poate și el o să fie inspirat să facă același lucru. Dacă nu, poate să, dacă nu va fi inspirat să facă același lucru, poate că nu este momentul potrivit pentru el, poate că nu e efectiv relația în care el să fie inspirat, poate nu e capitolul al vieții lui, sau poate că pur și simplu direcția pe care eu am ales-o pentru viața mea nu este potrivită cu direcția pe care el o are pentru viața lui și e perfect normal oricare caz ar fi să-l lăsăm, să, adică nu neapărat să-l lăsăm pe el să fie, să ne lăsăm pe noi înșine să fim, pentru că nu e vorba de, doar de băi să-l las pe el să fie fericit, ci tu cu tine ai responsabilitatea să nu te legi într-o relație unde simți că omul de lângă tine nu e potrivit oricum pentru tine. Da. Și mai e bine, ai instinctul de salvator. Foarte mulți oameni sunt salvatori și îl salvezi eu și... Este singurul om pe care poți să-l salvezi și tu. Doar pe chine, atât. Doar pe chine te poți schimba și du-ți înapoi toată atenția. Uite, eu am irosit foarte multă energie din alegerea mea, încercând să-l schimb pe fostul meu soț. Să-i spun ce are de făcut, să pe lângă faptul că intra foarte multă energie masculină și acolo se crea un dezechilibru foarte puternic. Și în momentul în care am spus stop, mă concentrez pe mine, am ajuns și în punctul despărțirii. Dar în același timp am conflorit efectiv. Și s-a schimbat foarte multe lucruri de bine în jurul meu. Cum îți dai seama că despărțirea este singura soluție care a mai rămas? Din experiența mea, în momentul în care să rămâi înseamnă să te sacrifici. Sau să sacrifici ceea ce îți dorești, sau să sacrifici valorile, sau viziunea în viitorul cu viața ta. Cam asta, pentru că, uite, un alt motiv de despărțirea noastră este că eu sunt de fire foarte ambițioasă, vreau să evoluez din toate punctele de vedere și pe Chris Tapolo vreau să învăț cât mai multe sau acumulez cât mai multe informații și pentru el deveni său păstor. El a zis, vreau liniște, știi? Vreau o femeie liniștită, care este mulțumită, care vrea să evolueze așa un pic, dar tu vrei să construiești un parc, un imperiu, știi? Zic, da, vreau să inspir cât mai mulți oameni, vreau să evoluez cât mai mult profesional, nu o să mă opresc niciodată, vreau să mă mai înscriu la un curs, o să mai citesc o carte, o să mai vorbesc cu cineva, o să mai... Și pe el la un moment dat l-a obosit lucrul ăsta și mi-am dat seama, pe eu însemna să mă opresc, să nu mai fac, să nu mai fiu cine sunt într-adevăr, să nu mai îmi îndeplinesc obiectivele și
cu alta sau nu lasă în relație, te sacrifici pe tine. Deci, din punctul meu de vedere, în momentul în care ajungi să te sacrifici pe tine, să sacrifici valorile, să sacrifici viziunea pe care o ai pentru viața ta, e Și oare de ce suntem obișnuiți să credem că sacrificiul este gestul suprem al iubirii? Pentru că creștem cu anumite povești, pentru că filme, pentru că seriale, știi, în care este cumva pus așa simbolul mine bună, te sacrifici din iubire. Melodiile care există, știi? Nu, iubirea nu este despre sacrificiu. Din punctul meu de vedere, nu este despre sacrificiu iubirea. Și din perspectiva mea, nu. Deci, din punct, cred că cu povești, din cauza poveștilor care am, mi se pare mai interesant, știi, și cred că este și despre ego. Ok. Știi ce am făcut eu, m-am sacrificat eu. Suntem martiri. Și oare de ce, pe de altă parte, odată ce sacrificiul este văzut ca gestul suprem al iubirii, să te alegi pe tine și să alegi să nu te sacrifici pe tine pentru a menține totuși o relație care simți că nu este potrivită pentru tine, de ce este văzut asta ca un gest egoist? Pentru că oamenii judecă la alții ceva ce nu ar putea să facă ei, nu ce asumă să facă ei, știi? Adică pentru că sau pentru că nu au curajul să o facă și atunci e mult mai ușor să judeci sau să pui o etichetă că este ceva negativ ca să nu recunoști că este ceva ce înăuntru tău. Și tu ai vrea să faci. Și tu ai vrea să faci și atunci mai bine să judeci, nu e bine. Și plus că, uite, chiar mă gândeam, aș vrea și eu să știu un om care s-a sacrificat și este fericit, ok, na. Că nu prea cunosc. Și sacrificiul duce la nefericire. Toate, nu știu, mă gândesc acum la povești din, pe care le-am auzit. Sau, uite, mama mea care a făcut anumite sacrificii sau alte persoane care au făcut sacrificii să mențină anumite relații, anumite căsnicie. Niciodată. Are just a happy end, știi? Și totuși, mintea noastră nu se schimbă această credință că este important să te sacrifici atunci când este vorba de iubire, când este vorba de relație, când este vorba de lucrurile astea. În continuare, mintea noastră este acel sacrificiu suprem în numele iubirii. Eu cred că aici e din cauza anumitor convingeri pe care le avem, care gen viața este grea, viața este despre sacrificiu, merit să sufăr, cum spuneam mai devreme, dacă nu este greu, nu merită, știi? Și chestia asta să fie greu, parcă e mai multă valoare. Da. Nu, dacă e greu, nu-i dă, nu înseamnă că e mai bine sau că e ceva acolo, trebuie să... Nu. Deci ține foarte mult de convingerile pe care le avem, pe care le-am preluat, din relațiile pe care le-am pusut în jur, din melodie este despre dragoste și experiență și sacrificiu, din seriale, din filme, deci toate astea ne-au programat, noi suntem programați. Dar poți să te reprogramezi, știi? Și să alegi diferit și să alegi să vezi lucrurile diferit și să spui vreau să fiu fericit, vreau să fiu plinit, viața este frumoasă, viața poate fi ușoară. De ce trebuie să fie grea? Dar cine a zis că trebuie să fie grea? Eu la un moment dat, efectiv, asta era întrebarea. Cine a zis că trebuie să fie așa? Cine a zis că trebuie să mă sacrific ca să-mi salvesc credința? Cine a zis? Și oameni care mă judecau în momentul în care am ales să divorțez, acum îmi spun, Doamne, ce bine ai făcut, ai înflorit, ce bine arăți. Mulțumesc, știi? Dar ceea ce aminte ce îmi spuneai când... Și plus că am observat un lucru. În momentul în care am decis să divorțez, multe persoane care nu erau neapărat în relația cea mai potrivită pentru ele s-au activat în sensul ăsta și fixarea erau cât mai împotrivă, tocmai pentru că, ca să nu-și recunoască și ele că nu sunt... Exact ce ai zis înainte, că vezi în alții ceea ce tu ai vrea să faci, dar în același timp nu-ți dai voie să faci, așa că este mult mai ușor să spui... Cred că este exact ce ai spus înainte. Te uiți la tine să zici, eu sunt capabil să mă sacrific pentru iubirea mea, atât de importantă este iubirea pe care eu o port, uite-te la celălalt ce ușor a renunțat. Dar în același timp zici, bă, dar și eu aș vrea să fac asta. Da, este ego acum. E mai ego mare, știi? Nimeni îți face statuie, de deci eu am o conștientizare asta, nimeni nu face statuie că nu crezi că nu mai pot, că sufăr, că aleg să mă sacrific. Îți trăiesc viața asta de frumos pot. Făcând bine pentru mine, în primul rând, și dacă sunt eu ok, pot să dau și mai departe, că dacă, știi, paharul meu e gol, n-am nici ce să tor.
Și hai să trăiesc frumos viața asta, pentru că eu nu cred că am venit aici să ne chinuim. Și există foarte multe convingeri și mai ales la noi în țară și conștientul colectiv al țării noastre că trebuie să fie greu, că trebuie să ne chinuim, că viața este grea, că oamenii sunt răi. Dar cine a zis? Ai promis to be liberated. Și chiar ieri făcusem un story în care mă emoționasem efectiv, pentru că mi-am dat seama că să-mi schimb convingerile astea a schimbat totul în jurul meu. Atrag oameni foarte faine, experiențe foarte faine, oriunde mă duc, oamenii mă ajută. Dar pentru că astea sunt convingerile mele. Legea oglindirii este o lege pe care, universală, pe care oricine a primit să știe tot ce este în exterior, reflectă ceva din interior. Dacă nu-ți place ceva în exterior, uite-te ce din tine ai creat acel lucru. Și adevărul este că exact cum tu ai început să atragi lucruri frumoase în jurul tău, odată ce ți-ai schimbat credințele, la fel, reversul medaliei este că oamenii care au convingeri limitative de genul viața este grea, oamenii sunt răi, iubirea este despre sacrificiu, trebuie să suferi în relație, oamenii o să atragă doar lucruri de genul ăsta. De ce? Atunci când spui viața este grea, niciodată nu o să-ți dai voie să-ți depășești oarecum zona de confort, pentru că tu crezi că este normal ca tu să suferi, așa că nu o să faci oricum nimic ieșit din afara zonei tale de confort ca să ieși din acea situație. În momentul în care spui relațiile sunt grele, tu automat o să accepți mai ușor să rămâi blocat într-o relație care este grea, care este dificilă, tocmai pentru că pentru tine normalitatea se întâmplă așa. Când spui iubire este despre sacrificiu, tu te vei sacrifica constant, nu pentru iubire, ci în numele iubirii, ceea ce e o diferență, pentru că atunci când te sacrifici în numele iubirii, te sacrifici în numele unei idei, crezând că ideea respectivă, dacă e dusă la bun sfârșit prin sacrificiu, adică prin a te sacrifica tu, înseamnă că este iubire, are cel mai multe ori iubirea n-ar trebui să te facă să suferi, în niciun caz, cred că pur și simplu ar trebui să te ajute să înflorești, exact cum ai zis și tu, și din nou, relațiile sunt grele, dacă relațiile sunt grele înseamnă că eu nu o să fac niciodată foarte multe sacrificii reale, adică să investesc în mine, să-mi iau un curs, să mă duc la psihoterapeut de cuplu, poate împreună cu omul din cuplu, pentru că oricum relația noastră ar trebui să fie dificilă, pentru că asta știu să fac, așa că de ce să o schimb? Pentru că ea oricum așa o să fie. Da. Și niciodată nu o să atragi alte lucruri, până în momentul în care, cum ai zis tu, nu o să-ți schimbi, ca să nu mergem credințe limitative, cred că o să zicem pur și simplu gândirea. Gândesc că e... Da, e gândirea, dar cumva sunt și lucruri din subconștient, pe care nu le gândești neapărat conștient, de azi cum convingeri. Sunt convingeri conștiente și inconștiente pe care le ai. Pentru că tu poate spui, dar eu nu cred că iubirea este despre suferință. Dar la nivel conștient nu crezi, dar ai un program, dacă... Asta trăiește în realitatea ta, dacă iubirea este despre suferință, ai un program în subconștientul tău în care asta spune, pentru că altfel acea experiență nu ar fi existat în viața ta. Și oamenii, eu mai pun întrebări, că îți dai seama după mii de convingeri, imediat le văd, știi, la oameni și la mine și dar le văd și la oameni. Și încerc să pun întrebări și există o rezistență foarte mare, foarte mare, nu, eu nu cred asta. Și zic, da, dar totuși ai această situație în viața ta, ce crezi că a creat-o? Și când stau un pic așa, pentru că mintea are acel instinct de a se proteja și de a rămâne la fel, mereu spun, eu nu înțeleg de ce oamenii nu studiază mai mult cum funcționează creierul lor, dar mereu creierul nostru nu-i pasă dacă suntem fericiți, dacă avem o relație ok, nu, creierul nostru este despre supraviețuire. Iar schimbarea, necunoscutul, ieșirea din zona de confort sunt lucruri care amenință această supraviețuire și atunci normal că avem gânduri care ne conving să nu facem nicio schimbare, dar trebuie să facem pas în spate și să devii observatorul minții tale, să înțelegi cum funcționează, să înțelegi că e un mecanism de protecție și să zici, ok, dragă minte, eu așa vorbesc în rapoare, dragă minte, înțeleg că încerc să mă protejez, însă eu știu și simt că este pentru binele meu să fac acest lucru, așa că te rog, stai liniștită, o să fie bine, o să te sperii un pic, dar o să fie bine într-un final. Și am mai învățat să nu mai fac, înainte eram teribilistă oarecum, buceam stâmbă din asta, bum, deodată, și era error pentru mintea mea, știi? Și am zis, ok, hai să lărgesc ușor și zona de confort, hai să nu mai spun să ies din zona de confort, zic, nu, știi, lărgim un pic zona de confort, un pic. Dacă ceva e necunoscut, atunci experimentez un pic din necunoscut. Uite, de exemplu, vine în engleză cumva termenul, știi, I tricked my mind,
Se cocoli mintea. Da, mi-a păcălit mintea cu divorțul, în care am zis cumva și e un mecanism pe care l-am dezvoltat cu fostul meu sos, noi am spus, hai să ne separăm. Deși nu știam că o să ne merg niciodată. Hai să ne separăm, să vedem cum este să trăim separat și apoi luăm o decizie finală. Iar asta pentru, ne-a ajutat foarte mult pentru uite noastră. Și apropo de despărțire conștientă, e foarte... Noi am comunicat foarte mult după. El a venit și mi-a pus toate tablourile în casa mea, sunt puse de el. A venit și a făcut anumite lucruri în apartament, adică am mai făcut cumpărături împreună, adică nu ne-am rupt deodată, pentru că este foarte traumatizantă ruperea deodată. Ne-am dat voie să o facem ușor, ușor. Și oamenii n-au înțeles lucrul ăsta și ne-au judecat. Au zis, a, noi nu mai trebuie să aveți treabă, dar nu există un fel de a trăi o despărțire. Ruptura este mult prea traumatizantă. Dacă noi vrem să facem mai ușor, de ce e greșit? A, că nu e sănătos. Cine de la parte chiar așa e sănătos să fie ușor? Încă să mai comunicăm, încă să îl mai rog să mă ajute cu anumite lucruri sau el să mă roage pe mine să mă ajute cu anumite lucruri până când te desprinzi, sunt copii, când copii, când copii. Nu ne-a luat, cred că aveam 2-3 luni de când suntem desprinzi și în adevăratul sens al cuvântului, pentru că noi și lucram împreună. Eu m-am ajutat pe partea de business foarte mult și am ajuns într-un punct în care am zis, dar fără relația personală, nici relația profesională nu mi-a funcționat la fel de bine și ok, am iat relația personală și am evoluat foarte mult personal, dar profesional ne ținem pe loc. Acum, așa că hai să încheiem și această relație pentru că vedem lucrurile diferit, pentru că vrem să evoluăm diferit inclusiv în partea asta. Și atunci când am rupt și partea asta profesională, a fost momentul în care ne-am desprins total. Dar a durat 8 luni. Oamenii ne-am despărțit, gata. Și după aia merg și caută tot felul de locuri în care să fugă, ies, poate încep deja să întâlnească cu altcineva sau intră super rapid într-o altă relație ca să uite cât timp. Când ați venit cu propunerea de despărțire, voi știați ce înseamnă despărțirea aceasta conștientă? Primul lucru pe care l-am făcut, auzisem la un moment dat, am avut un an prin 2020, care cred că a făcut 25 de cursuri de dezvoltare personală într-un an. Iar unul dintre cursuri se numea Conscious Uncoupling, despărțire conștientă în engleză. Și ce e asta? Am fost așa curioasă, m-am uitat, m-am uitat un pic la curs, dar m-a speriat așa un pic și am făcut un pas în spate, dar a rămas informația acolo în mintea mea. Și în momentul în care am decis să ne despărțim, am căutat-o pe autoarea cursului, care are și o carte care se numește fix despărțire conștientă. Și primul lucru pe care am putut a fost, ok, hai să-mi comand cartea, hai să învăț de la cineva care a trecut prin asta, pentru că nu aveam pe nimeni în jurul nostru care să fie prin așa ceva sau care absolut deloc. Și am început să citesc cartea și să aplic ce se vea acolo. Și a funcționat. Și mi-a plăcut că este foarte real cartea respectivă, spune, nu va fi totul e. Va fi și greu și a fost și greu. Îți povesteam înainte de podcast că am avut un moment în decembrie în care am probabil am avut un atac de panică. Și voiam înapoi. Voiam înapoi, nici nu mă mai interesa, nu mai gândeam, eu stai că din frică vreau înapoi. Aș fi făcut orice să revin în relația cu fostul meu soț în decembrie anul trecut. Norocul meu a fost că el a rămas conștient. Și am zis, e doar un moment, s-au activat ție niște rând, chestii, vezi ce se întâmplă. Sunt aici, vorbim cât ai nevoie, e ok. Dacă ai nevoie să nu mai vorbesc cu tine și să mă iau o distanță mai mare, asta fac. Dar crede-mă că peste ceva vreme o să mă mulțumești, că am rămas conștient și că vine cu păcat. Și așa este. Puneam asta puțin în oglindă cu modul în care m-am despărțit eu când aveam 21 de ani. Atunci era o relație de facultate. Na, eram de 2 ani împreună, dar pentru mine a fost prima relație serioasă în care fusesem vreodată. Și în același timp, prima relație în care eu simțeam cu adevărat ceva. Așa cum ți-am zis și înainte să ne vedem, eu până la 20 de ani, cam așa, 19 ani, fusesem genul ăla de băiat, cred că sunt majoritatea băieților până la 20, până la 19 ani. Adică încercam să ies în club, să combin o fată, mă duc cu ea acasă dacă e posibil și a doua zi de la capăt. Adică nu mă implicam niciodată emoțional, pentru mine era mai mult ca un joc, era o cursă, așa, cine ajunge cel mai repede la cel mai mare număr, era o competiție parcă. Lucru care s-a schimbat dramatic în facultate, m-am îndrăgostit foarte tare de această colegă, dar la final când ne-am despărțit, eu am inițiat despărțirea. N-a fost în niciun caz o despărțire la fel de comunicată cum a fost în cazul vostru. La noi fusese și o relație foarte toxică și nu simțeam că pot să mă despart în felul ăsta, pentru că de fiecare dată când încercam să comunic cu persoana respectivă,
ea se schimba temporar încât să rezolvăm aceste probleme, dar odată ce simțea că ok, relația devine din ce în ce mai sigură și ăsta nu mai pleacă de lângă mine, ea revenea la vechile tipare, probabil că și eu la ale mele, că într-o relație cred că există vinovăție de ambele părți, fără dar și poate. Dar în momentul în care m-am despărțit, m-am dus la ea, i-am zis să iasă afară, i-am zis ok, nu mai rezist în felul ăsta, ne despărțim, iar după efectiv am plecat. Dar am plecat de ce? Am plecat din frică, pentru că știam că în orice moment ea poate să mă întoarcă, să-mi întoarcă decizia, să-mi zică ceva care să mă schimbe și să rămân blocat acolo, pentru că se mai întâmplase de N ori. Și așa că am plecat, iar din cauza faptului că a fost atât de brusc din partea mea, adică atât de violent, oarecum că am venit, ți-am spus și după aia am plecat, în momentul în care mie mi s-a făcut din nou dor sau în momentul în care s-au ieșit la suprafață din nou aceste frici, am început să scriu, să o sun, să-i spun că îmi pare rău pentru decizie, să spun că aș vrea totuși să ne mai auzim, să mă întreb ce mai facem, cum se mai simte. Nu mi-a răspuns la absolut niciun mesaj, nu mi-a răspuns la absolut niciun apel. Și după aia, într-un moment de frustrare, am spus, de ce nu mai îmi răspunzi la niciun mesaj? Și ea mi-a spus, pe n-ai scris să ne despărțim? A fost cumva ca o pedeapsă pentru faptul că i-am venit să mă despart. A fost ca o pedeapsă pentru mine, ok, asta ai vrut, asta primești. Pentru că știa că o să ajung într-un punct în care să implor să se întoarcă în viața mea. Norocul meu a fost că am reușit să mă țin tare pentru câteva luni de zile. De fapt, nu. Norocul meu a fost că ea a decis să păstreze această pedeapsă pentru câteva luni de zile, să nu mai îmi răspundă. Și în timpul ăsta eu m-am făcut destul de tare. De fapt, ce s-a întâmplat a fost că m-am închis suficient de mult în mine încât să nu mai recunosc nimănui că încă vreau să se întoarcă. Am avut noroc că am cunoscut-o și pe Diandra și cumva am reușit inconștient să fac un transfer asupra ei pentru toate stările mele toxice pe care încă le aveam. Eu la rândul meu început să fiu toxic cu ea din cauza fricilor pe care le aveam, dar din nou, cum vorbeam și în lift, marele meu noroc a fost că Diandra a știut cum să facă față la toate lucrurile astea încât să mă ajute să mă eliberez ușor-ușor fără să preia ea foarte multe. Dar văd acum cât de important este să ai în continuare alături de tine omul de care te desparți. Oricât de ciudat sună chestia asta, mi se pare că momentul în care te desparți de omul respectiv este momentul în care, în mod surprinzător, devii din ce în ce mai apropiat, pentru că înveți ce înseamnă cu adevărat să iubești pe cineva și în același timp să-i dai drumul într-un mod în care să-l lași jos încet, adică să-i dai voie să pune din nou picioarele pe pământ, să vadă că poate să meargă singur, să vadă că dacă atunci cade, tu ești în continuare să-l ții acolo de mână, exact ca atunci când un copil învață din nou să meargă. Cred că asta este starea pe care treci atunci când te desparți și dacă faci asta, îi construiești din nou încrederea că poate să se descurce pe cont propriu, îl asiguri că ești acolo în cazul în care are nevoie de tine și îl asiguri că te iubesc cu adevărat atât de mult încât să nu condiționezi prezența ta în viața mea ca eu să pot să fiu în continuare alături de tine. Și mi se pare wow. Da, este foarte important. Cred că una dintre persoanele care mi-a fost cel mai alături în despărțirea asta a fost el. Adică dacă sunam și spuneam, uite, am starea asta, mi s-a activat frica asta, el mă asculta și era acolo. Simțeam că pot să lucrul ăsta, nu știu, mental m-a calmat foarte mult. Faptul că puteam oricând să sun și să stăm de vorbă, inclusiv în seara aia în care am aproape m-a avut un atac de panică, a venit și a stat cu mine până când m-am calmat. Și nu înțeleg de ce se promovează despărțirile astea așa... Cum să spun? Bruște, violente. Da, exact, foarte violente. E chestia asta, gata, nu mai merg mai departe, nu mai vorbesc cu el, nu. De ce nu? Poate că mai... Eu mai aveam întrebări, mai aveam nevoie de anumite răspunsuri și faptul că am păstrat comunicarea. Deci eu cred că am procesat acest divorț undeva în 7-8 luni de zile și cred că țin ani de zile nu am procesat divorțul. Și am reușit atât de repede, într-un timp atât de scurt, tocmai pentru că am păstrat comunicarea cu el, tocmai pentru că am pus toate întrebările pe care le mai aveam, pentru că dacă tu nu ești într-o comunicare ok, ești deschisă cu cel de care te-ai despărțit și ai întrebări și îți mai aduce aminte ceva și pe cine întrebi. Și rămâi cu ele, știi? Mi se pare încă realist, puțin periculos în continuare abordarea asta. Pentru că citisem într-o carte care se numește Inteligență erotică, ce anume aprinde o flacără în relație, ce anume o stinge și ce anume o prinde din nou.
Motivul pentru care ne îndrăgostim atât de mult la început, în primele momente, este pentru că avem trei elemente. Incertitudine, nesiguranță și imprevizibilitate. Incertitudine înseamnă că tu nu știi cum o să reacționeze omul respectiv în momentul în care tu ești în jurul lui, pentru că nu-l cunoști suficient de bine ca să știi reacțiile. Imprevizibilitate este că tu nu știi, tu nu poți să prevezi în timp cât va rămâne lângă tine. Și nesiguranță este că tu nu știi dacă a doua zi el o să mai fie acolo. Adică tu nu ai siguranța că el este acolo pentru tine. Și asta naște o flacără foarte mare, naște flacăra îndrăgostirii, care ea ușor-ușor ajunge să se stingă, tocmai datorită faptului că ajungem să avem mult mai multă siguranță în relația noastră, mult mai multă previzibilitate și mult mai multă certitudine. Lucruri care de fapt nasc iubirea. Siguranță, previzibilitate și certitudine. Dar tocmai de asta se naște, se stinge această flacără. În momentul în care treci printr-o despărțire, ce se întâmplă? Se duce siguranța, se duce previzibilitatea, se duce predictibilitatea și se nasc fix contrastele. Imprevizibilitate, nesiguranță și impredictibilitate. Și ăsta din nou nasc o iluzie a îndrăgostirii. Din nou. Da, dacă nu ești conștient. Și ai... Să fii foarte conștient și dacă... Și cred că ar veni să spun și dacă nu ești vindecat. Pentru că de ce te simți atras sau de ce chestia asta aprinde placără în tine, știi, încerci... Pe mine, nu știu, mie îmi place, știi, siguranța, certitudinea și... Bine, nu sunt un mare fan, nu poate să de îndrăgostire. Îmi place mai mult iubirea, știi, să construiești. Deci, da, de aia trebuie să fii conștient. Să fii conștient inclusiv de mecanismul. Exact, să fii conștient că chestia asta se întâmplă. Pentru că mă gândeam fix la momentul ăla în care el a venit din nou la tine, în momentul în care tu ai avut acel episod în care te-ai speriat. Și fiind o ruptură, oarecum, sau, mă rog, întâmplându-se ruptura între voi, adică această despărțire, ies la suprafață din nou, poate, anumite nesiguranțe, imprevizibilitate, incertitudine. Și în momentul în care el vine din nou și... lângă tine, tocmai pentru că noi ca oameni, cum ai zis tu, creierul nostru vrea să ne țină în siguranță. Noi căutăm siguranță, căutăm certitudine, căutăm exact previzibilitate. Fix în momentul ăla există pericolul ăsta în care să fim din nou atrași sexual de către partener. Și ajungem să confundăm asta cu această iluzie a iubirii. Uite, cu adevărat îl iubesc. Cu adevărat îl iubesc. De fapt, despărțirea asta ne arăta cât de mult ne iubim, pentru că asta e o greșeală pe care oamenii o fac atunci când, cum ai zis, se separă. Hai să ne separăm puțin ca să vedem cum putem să, dacă ne e bine și pe cont propriu. Atunci când te separi temporar și nu e decizia strictă sau decizia conștientă, cum ai spus tu, că de asta îmi place atât de mult termenul ăsta de despărțire conștientă, în momentul în care ne separăm, toate instinctele astea naturale, firești ale noastre, ies la suprafață, ne dorim din nou această siguranță de a fi cu partenerul, așa că ne... Da, eu cred că poți evita asta. Ok, asta vreau să întreb. Poți să mă gândesc cum am evitat eu asta, pentru că odată ce ne-am despărțit separat și a durat cam o lună pentru noi să spunem, ok, hai să și depunem actele de divorț într-un final, dar ce m-a ajutat pe mine foarte mult este că odată ce m-am mutat singură, toată energia mea a fost pe mine. Tot. Am început să fac sport foarte mult, eu sunt 20 de kilograme după divorț. Wow. Am început să fac tot felul de cursuri, am început să evoluez în munca mea, să evoluez profesional, am început să petrec eu cu persoane care, care să am anumite discuții, care să, de la care să mă și încarc, știi? Am început să am o viață atât de plină, de toate și lucruri benefice pentru mine, încât nu mai stătea gândul și pus că aș recomanda să scrii undeva motivul despărțirii, știi? Și când... Că asta mă gândeam, că îți dai seama că și-am mai avut chestia asta, oare a trebuit să ne împăcăm și am cerut, cum am spus în decembrie anul trecut. Și după aceea am să aminte, dar așa că asta nu s-a schimbat, care e foarte important, nici asta, adică problemele fundamentale încă sunt acolo, hai să ne aduc aminte. Și oricât de multe reîndrăgostii, anele sunt acolo, trebuie să fii conștient. Și ar fi bine să ți le scrii sau ar fi bine să te înregistrezi pe tine și nu când îți povestești de ce ai ajuns la decizia asta. Și când te apucă un moment de genul ăsta, citește sau reascultă-te. Foarte bun sfatul ăsta, pentru că de cele mai multe ori în momentul despărțirii noi avem tendința să ne aducem aminte doar lucrurile frumoase din relație. Și dai cu piciorul oarecum adevăratelor probleme care te-au dus la despărțire,
ajungi din nou să le bagi sub preș, doar ca să ai confortul ăsta pe termen scurt, că ok, suntem iar împreună și ne iară bine. Cu toate că, cum ai zis tu, bă, problemele astea n-au dispărut, sunt încă acolo și sunt probabil inevitabile, nu? Adică din nou o să ajungem la ele. Absolut nimic s-a schimbat. Asta de întrebare, s-a schimbat ceva în legătură cu problemele fundamentale care au dus la despărțire? Nu, atunci n-am ce să te gândești la avocare. Din tot ce mi-ai spus până acum, eu înțeleg că este foarte important să ai sprijinul partenerului tău în momentul despărțirii și pe tot parcursul acestui proces. Ce facem în momentul în care nu-l avem? Pentru că eu cred că realitatea pe care noi o trăim astăzi este că de cel mai multe ori nu o să avem susținerea asta. Să știi că și la noi nu a fost constant și în momentul în care s-a dus susținerea lui, și îmi spun, e foarte important să ai un sistem de suport din partea familiei, din partea prietenilor, să ai cu niște persoane pe care le poți suna oricând și care să te susțină. Cred că tot din convingeri cineva s-ar pedepsi să treacă prin așa ceva singur. Suntem oameni, avem nevoie unii de ceilalți, nu trebuie să treci singur prin asta. E ok să ai ajutor din partea familiei, din partea prietenilor, să ai un terapeut, să ai un sistem de suport. Deci când nu ai susținerea partenerului, recurgi la celelalte persoane. Și am văzut foarte multe persoane care se închid și au chestia să trebuie să trec singur prin asta, trebuie să fiu puternică. Da, dar e traumă, și mai ales în porți. Este o traumă. De ce? Bine, știi, din copilărie, probabil părinții nu au fost foarte prezenți, ai învățat că trebuie să te descurci singur și atunci ai rămas cu acest pattern, că trebuie să mă descurc singur și trebuie să te descurc singur, dar nu recomand. Eu, uite, am investit foarte mult în terapie, am plecat într-un retreat spiritual, deci am făcut constelații familiale, am făcut foarte multe lucruri după. Deci dacă nu ai susținerea partenerului și în momentul în care susținerea fostului meu soț a început să dispară, pentru că el a și intrat într-o relație și atunci modul ăla n-a mai putut să fie la fel de prezent cum era înainte, m-am dus spre terapie, constelații, pitrituri, tot felul de terapii, atât clasice cât și spirituale, prieteni, familie, cărți, cursuri. Mă regăsesc oricum foarte mult în modul ăsta de a trata o despărțire, pentru că la 3 luni, cred că despărțirea mea fusese undeva pe 17 decembrie 2016. Și am avut un moment destul de puternic undeva în februarie 2017, când parcă peste noapte mi-am schimbat perspectiva de la uite cât de mult am pierdut în despărțire la de fapt uite că momentul ăsta este de fapt pentru mine aici ca eu să pot să mă transform. A fost pentru prima dată când am înțeles, cum ai spus și tu, că interiorul meu reflecta viața pe care o aveam în exterior și mi-am dat seama, băi, de fapt asta e cumva materializarea perfectă a situației care e interiorul meu. Așa că hai să începem să schimbăm niște lucruri. Am început să fac sală. Eu nu citisem nicio carte până la 21 de ani, nici măcar pentru bac, niciodată n-am citit nicio carte. Profesoara mea de engleză chiar îmi spunea de fiecare dată, de franceză, pardon, că eu nu știu să citesc în franceză pentru că eu nu știu să citesc în română. Mereu făcea că nu era o glumă, era un adevăr. Nu eram la nivelul la care să nu știu să citesc, pur și simplu nu citeam, dar adevărul e că dacă nu e nicio diferență între cei care nu citesc și cei care nu știu să citesc, e exact aceeași chestie, că nu folosești. Am citit prima mea carte, care se numea Secretele minții unui milionar. Era un cadou de la tatăl meu, pe care mi-l făcuse de mult, dar nu-l citisem niciodată. Atunci am înțeles pentru prima dată ce înseamnă, de fapt, dezvoltarea personală, cât de importantă este și de atunci viața mea a fost umplută de cărți. Asta ca să înțelegem că dacă n-ai făcut o chestie până la 21 de ani sau până la 40 de ani, nu înseamnă pur și simplu că nu ai văzut poate potențialul sau nu ți-a folosit până atunci chestia respectivă, dar se poate schimba oricând. Am început să mă duc la cursuri de public speaking pentru că mi-era frică să vorbesc în public și am zis ok, vreau să încep să-mi depășesc fricile și am început să fac chestia de care vorbeam la început cu trezitul la 6 dimineața, pentru că eu mă trezeam doar la 10-11, mă trezeam de cele mai multe ori mahmur sau super obosit pentru că mă culcam la 3-4 dimineața și viața mea era un haos total, iar bineînțeles relația mea era un haos total și era pentru prima dată când vedeam asta, așa că am început să mă ocup de mine. Și uite, e schimbarea asta de perspectivă. Până acum energia ta, resursele tale erau împărțite la doi cumva în relație. Și acum e o oportunitate. Știi, oamenii spun, băi, sunt singur.
ești singur, wow, ai toate resursele pentru tine, ai tot timpul pentru tine, ai toată energia pentru tine, investește în tine, ești cea mai importantă persoană din viața ta, tu cu tine, te vei fi până la sfârșit, indiferent în câte relații vei mai intra și vei avea, tu cu tine vei fi mereu. Investește în tine, bagă toate resursele, vezi că o schimbă-ți perspectiva, eu asta am făcut, am văzut ca o oportunitate, oh, am timp să plec la retreat 9 zile, nu mai just țin cont de nimeni, plec cât vreau. Am posibilitatea să plec să fac constelații la Iași, la București, unde aveam nevoie, nu, pur și simplu. Și era chestia, mă concentram pe părțile bune. Și un exercițiu pe care trebuie să-l faci, știi, să te concentrezi, să... ok, cum ai spus, ce am câștigat? Ce am acum în plus față de ce nu aveam înainte? Ok, nu mai e persoana respectivă, bun. Dar ce am acum în plus? Și investește tot în tine. Mergi la sală, pe cursuri, cunoaște oameni noi. Am cunoscut not one, o grămadă de oameni, m-am deschis foarte. Și cred că prin chestia asta, de fapt, te cunoști pe tine. Da. M-am redescoperit pe mine după despărțire și cred că asta este o intenție pe care să-ți o pui și care este foarte sănătoasă, să te redescoperi pe tine cine ești tu, într-adevăr, în afara relației, pentru că avem tendința asta de a fuziona cu cel de noi. Și eu ne-am fuzionat mult. Nu mai știam cine sunt și chiar povesteam cumva, pentru uneori chiar inhibam anumite lucruri despre mine pentru ca să-l las pe el să iasă în față și mulți oameni n-au știut că eu auzi frumor cu tumor, știi? Că știi să faci glume? Da. Depinde ce ne-ai făcut. Pentru că simțul tumor era cumva lui. El era cel care făcea pe toată lumea să râdă și eu făceam masă în spate. Hai să-l las pe el, știi? Să nu mă duc peste. Pentru că am și eu personalitate foarte puternică și acaparez foarte ușor atenția și eu am zis ok. Și n-am, uite, lucrul ăsta, pentru că au fost de-a lungul timpului discuții și am simțit că umbresc cumva, știi, m-am făcut tot mai mică. Ei, după aia am zis că, ok, sorry, dar îți fac it, adică vreau să strălucesc. Nimeni nu mai spune acum că strălucesc prea tare. Și asta e un lucru deosebit, cred că... Ce se întâmplă în momentul despărțirii nu este că te redescoperi de cele mai multe ori, ci te descoperi. Da. Pentru că foarte mulți oameni nu cred că s-au descoperit vreodată până în punctul ăla. Bineînțeles că e, cum să zic, minunat să poți să știi cine ești în momentul în care intri într-o relație. Relația vezi că nu este neapărat potrivită pentru tine, ieși din ea și tu tot știi cine ești pentru că ai știut de la bun început. Dar de cele mai multe ori atunci când intrăm într-o relație la, cum era de Andra, de exemplu, la 19 ani sau eu la 21 de ani. Bă, habar n-aveam cine eram la 21 de ani, nici acum nu știu. Am niște idei, poate, care mă duc în direcția potrivită, dar e foarte important pentru mine să știu constant cine sunt eu și să-mi dau seama cum relația mea se reflectă sau cum eu mă reflect în relația mea. Și asta mă ajută să nu uit niciodată cine sunt eu în intermediul relației, dar foarte mulți oameni ajung, cred, să se pierdă în intermediul sau în interiorul relației, cum mi s-a întâmplat și mie, de la 20 de ani la 22 de ani, m-am pierdut acolo, dar de fapt eu n-am știut niciodată cine sunt. Și nici măcar nu realizam că mă pierd. Pentru că n-ai cum să te pierzi dacă tu nu știi cine ești. Exact. Și când... Și asta a fost de fapt revelația mea la final. Băi, eu habar n-aveam cine naiba sunt. Și în momentul ăla am zis, ok, am două opțiuni. Ori mă leg în continuare la ochi și merg pe pilot automat pentru că am mers așa până la 21 de ani. Pot să o fac în continuare cu brio dacă vreau. Sau doi, îmi asum tot haosul ăsta care e în jurul meu pentru că atunci când descoperi pentru prima dată că tu n-ai habar cine ești, e ca și cum ai intra într-o cameră care este a ta, dar vezi pentru prima dată toată mizeria și dezordinea care e acolo. Deci, ok, trebuie să mă apuc de curățat ca să văd și eu cum arată camera asta de fapt. Da. Și ăla e momentul cel mai puternic, cred, din finalul unei relații, când ai oportunitatea, cum ai zis și tu, să te descoperi pe tine. Fiind cu resurse, energie, eu de la 15 ani am avut 100 relații. Și m-am trezit la 31 aproape, într-un singur, așa, am zis, ok. Am tot făcut, am tot avut acest pattern, relație după relație, după, adică eu, prima perioadă din relațiile mele era perioada de vindecare după 100 relații, știi că era prea repede. Și am spus, de data asta nu mai vreau să fac la fel. De data asta, măcar minim 6 luni o să fiu 100% singură. Și a fost cea mai bună decizie să fac lucrul ăsta. Și am mai avut o chestie, mi-amint așa o idee într-o zi, vreau să fiu iubirea vieții mele. Nu mai vreau să fiu iubirea cineva. Eu vreau să fiu iubirea vieții mele, că până acum am spus că fostul meu soț e iubirea vieții mele și uite că nu e, știi? Că s-a terminat de mine pe toată viața. Vreau eu să fiu iubirea vieții mele. Cum pot să devin eu iubirea vieții mele și să devin partenerul ăla pentru mine pe care mi-l doresc? Cum pot să-mi ofer eu ceea ce vreau să-mi ofere celălalt?
cum pot să fac toate astea? Și mi-au spus întrebarea, cum pot? Ai grijă de tine, prioritizează-te, fă lucruri pentru tine, fă lucruri care te fac să te simți bine. Și am început să fac eu pentru mine toate lucrurile alea și să mă simt complete și mi-am dat seama că un motiv pentru că s-a activat și mine frica asta, un motiv pentru care oamenii nu fac lucrul ăsta, nu devin partenerul potrivit, pentru nu devin compleți cumva și nu se mai consideră jumătăți așa cum e la literatură și tot felul de povești care căută jumătatea mea există. Le este frică să devină compleți pentru că le este frică că dacă devin compleți nu o să mai fie dispus să intre într-o relație. Și nu este adevărat. S-a activat și mine frica asta. Am spus, dacă eu ajung să fiu atât de bine sigură de ce aș mai intra într-o relație. Pentru ca să împărtășesc toate astea cu un om. Pentru că dacă eu sunt super bine, el va oglindi toate părțile astea foarte faine și va fi un bonus la ceea ce există deja în interiorul meu. Vezi, aici cred că eu un peter ne gândire, o credință limitativă care de fapt ajunge să ne distrugă relațiile. Noi credem că rolul relațiilor este să ne ajute pe noi să fim mai bine. Pentru că atunci când spunem că ok, dar dacă eu sunt bine cu mine însumi, la ce mai am nevoie de cineva? Asta e și ideea asta. Nu să fii cu cineva pentru că ai nevoie de persoana respectivă, ci să fii cu persoana respectivă pentru că alegi pur și simplu să împărtășești cu ea acea experiență pe care tu o trăiești. Exact. Sunt două perspective diferite, știi? Poți să crești, poți să privești lucrurile din perspectiva partenerului și să evoluezi, să crești frumos. Ai văzut că una dintre cele mai frumoase declarații de dragoste este nu pot să trăiesc fără tine sau am nevoie de tine în viața mea. Dar asta e ca și cum ai spune, dacă aș putea să trăiesc fără tine, nu te-aș mai vrea. Sau dacă n-aș avea nevoie de tine, nu te-aș mai vrea. Tocmai, vreau să poți să trăiești fără mine. Vreau să nu ai nevoie de mine. Pentru că știu că dacă rămâi în viața mea cu toate că poți să trăiești fără mine și nu ai nevoie de mine, înseamnă că cu adevărat mă iubești și vrei să fii cu mine. Exact, uite, asta a fost o regulă pe care am avut o relație cu fostul meu soț. Am spus eu că o să fiu în relația asta cât timp mă voi trezi în fiecare dimineață și voi alege pe el. Când mă trezesc și nu mai este el, mai este momentul în care voi pleca. Și fix asta s-a întâmplat. Mi-am pus o întrebare grea la un moment dat. De fapt mi-a pus-o altcineva și pe asta așa cum vreți să-mi răspund. Întrebarea a fost, dacă l-ai cunoaște acum, nu știi nimic despre el, păi ieși într-o seară în oraș și le cunoaște. Le mai alege? Ai mai vrea să fii cu el? Și atunci a fost răspunsul. Nu. Și ăla a fost momentul în care a spus ok, e gata. Și m-am dus acasă, am plâns, când apoi și etizarea au vălpat multe emoții. M-am dus acasă și am pus întrebarea, dacă mai cunoaște acum, are ce să fii într-o relație cu mine? Și răspunsul a fost nu. Și am spus ok, atunci înseamnă că ceea ce ne ține împreună sunt amânghirile. Și trecutul și foarte mulți oameni stau împreună pentru cum a fost cărva pentru amintirile pe care le-au creat împreună. De-aia eu să mai aleg conștient acum zi de zi, au intrat așa pe pilot automat. Eu cred că într-o relație trebuie să te plezești în fiecare zi să spui aleg să fiu cu omul acesta de lângă mine. Și să spui întrebarea zilnic. Chiar dacă te enervează, chiar dacă mai sunt certuri, sunt lucruri care apar, na, avem tot felul de părți, sunt moi și apar tot felul de situații, dar chiar dacă și chiar în momente în care mi-am certat urât, eu tot am spus, indiferent de asta, eu aleg să fiu cu tine. Pot să trăiesc fără tine, dar aleg să fiu cu tine. Și cum ai spus și tu, e cea mai mare declarație de iubire, de fapt, că pot să trăiesc fără tine, dar aleg să fiu cu tine. Și într-adevăr, lui e independență, eu văd ca dependență în bocază în direct. Am nevoie pe tine, pot să trăiesc fără tine, o asigur dependență. Și bine, mai putem să intrăm și în stil de atașament și atașament axios, știi, și tot felul de lucruri, dar nu este cazul. Dar, da, trată-te, știi, dacă ai să dau un sfat, după deși nu merg să dau sfaturi, de ce ghidez oamenii sau spun lucruri care m-au ajutat cu mine și ei le folosesc sau nu, multe de cum aleg, este înseamnă-te dacă alegi conștient omul de pe tine sau stai cu el pentru că obișnuință, pentru că am ghid, pentru că ce-a fost, dar cum este acum. Că și pe mine m-a ținut un pic lucrul ăsta, mă gândeam că am avut niște ani foarte frumoși în relația noastră, extraordinar de frumoși și mereu mergeam aminte de cum a fost și fă aia zic, ok, dar stii un pic un bezen, acum, e ok? Nu. Și atunci, ce faci? Foarte multe persoane din comunitatea noastră sunt persoane care nu doar că au un soț sau o soție, ci au un copil cu acea persoană. Au un copil care ar trebui să fie rolul iubirii lor. Pentru că asta ar trebui să reprezinte copiii, nu? Rolul iubirii noastre. Însă, de cele mai multe ori, realist vorbind, copiii nu sunt neapărat concepuți ca rezultat al iubirii, ci ca rezultat al societății și al programării
pe care o avem. Trebuie să faci copil. Ce, ai trecut de 35 de ani și nu ai copil? Ți s-a dus viața. Și foarte multe persoane ajung în punctul în care ai ajuns și tu, și în care foarte mulți dintre noi ajungem, în care realizăm pe bună dreptate că nu mai avem un viitor, nu mai vedem un viitor împreună cu partenerul, am evoluat diferit, oricare ar fi motivul, realizează că relația cu partenerul nu mai este benefică, corectă, potrivită pentru el însuși. Însă, faptul că există un copil la mijloc pare să fie un obstacol la prima vedere. Eu, unul, nu pot să vorbesc, nu vreau să vorbesc, pentru că nu m-aș simți ipocrit. Mereu am încercat să evit asta. Nu vreau să dau cumva un sfat sau să vorbesc despre experiența ce aș face eu dacă aș avea, însă pot mereu să vorbesc ca și copil și să spun ce aș vrea să facă părinții mei dacă i-aș vedea. Care ar fi cumva perspectiva ta asupra problemei? Ar trebui doi oameni în situația asta să se despartă, fiind un copil la mijloc, în condiția în care nu mai există nicio soluție, că am vorbit deja de treaba asta, sau ar trebui să rămână împreună de dragul copilului? Țin să precizez că nici eu nu am copii, de tot ca și copii, voi răspunde, pentru că părinții mei au ales să rămână împreună și au divorțat abia când eu am împlinit 18 ani, pentru că cumva au mai zărat că atunci e ok. Și întrebarea pe care cred că oamenii aceștia care sunt și părinți ar trebui să-și adreseze este ce fel de exemplu sunt eu pentru copilul meu. Dacă copilul meu ar fi în situația în care eu sunt acum, ce aș vrea să facă? Și că mi se pare că poți să ai un pic mai multă claritate. Adică e prea ca copilul tău să rămână cu o persoană care nu mai are o relație benefică pentru el sau pentru ea. Și dacă majoritatea spune, nu, vreau să fie fericit, ar vrea normal, dar vreau să despartă și să fie ok. Și tu ce exemplu îi dai? Și la fel, sau părinții care se sacrifică, pentru că la un moment dat tatăl meu mi-a spus că el s-a sacrificat și a rămas foarte mulți ani cu mama mea, deși nu o mai da. Și răspunsul meu a fost, da, în primul rând, cine ți-a cerut să te sacrifici? În al doilea rând, crezi că să mă vei, adică ce ai vrea să mă vei să mă sacrific? Asta îți dorești pentru mine, să trăiesc o viață în care să mă sacrific? De ce îmi dai acest exemplu? Pentru că și eu trebuie să lucrez foarte mult cu convingere, pentru că am văzut părinții mei care s-au sacrificat, așa era în majoritatea. Și ca și părinte, dacă ești în situația asta, am întreabă-te, aș vrea ca copilul meu să se sacrifice? Păi dacă nu, trebuie să fiu un exemplu. Țin minte când tatăl meu fumează țigări de foarte mulți ani și țin minte cum așa fuma cu, știi? Eram cu țigara bună și spuneam să nu fumez și era... Copiii nu învață din ceea ce le spui. Copiii nu fac ceea ce le spui, fac ele, știi? Învață din comportamentul tău, din ce văd la tine. Vrei să citească, citește. Vrei să aibă, să mai aibă anumite obiceiuri, că nu le avea nici tu. Vrei să fii activ, să facă sport, fă sport. Știi, adică... Inspiră prin schimbarea pe care o faci tu, exact ce ziceam și la început. Exact, e un exemplu pentru copilul tău. Și întreabă-te, cum pot fi cel mai bun exemplu pentru copilul meu în această situație? Da, ce vreau să învețe copilul meu din ce trăiesc eu acum. Exact. Mi s-a părut că ai pus tot într-o perspectivă atât de simplă și atât de benefică în același timp. Dacă copilul meu ar fi în situația în care sunt eu acum, ce aș vrea să facă? Wow. Wow, pentru că îți dai seama, suntem mult mai pregătiți mereu să facem mai multe pentru alții decât suntem pentru noi, decât suntem pregătiți să facem pentru noi înșine. Mereu raționalizăm cumva, o fac ca să-l protejez pe X sau pe Y, dar de fapt ne folosim de toate aceste impedimente. Mereu am făcut-o ca să te protejez, ca să mă safri, ca să fii tu bine, ca să nu știu cum. Când de fapt, adevărul este că nu am avut curajul să iau decizia asta și am încercat să găsesc motive care să raționalizeze lipsa mea de curaj. Când de fapt, cred că cu toții avem înăuntru nostru puterea de a lua o decizie grea. Cred că vin într-adevăr momente în viață când avem situații în care trebuie să luăm o decizie grea, dar situațiile alea vin tocmai ca să ne arate că suntem puternici. Nu ca să ne oprească sau ca să ne arate cât de slab suntem, nu. Sunt acolo ca să ne arate că, ești destul de puternic, da, situație e dificilă, da, e neplăcut, dar ești destul de puternic și, uite, ia decizia asta ca să vezi că ești destul de puternic. Și asta cu sunt puternic, trebuie avut foarte mare grijă.
Pentru că în momentul în care tu tot spui, eu tot spuneam, sunt puternică, sunt puternică, sunt puternică și ghiși ce altă. Atrăgeai situații. Situații în care să-mi demonstrez că sunt puternică și din ce în ce mai puternică și situații din ce în ce mai complicate și din ce în ce mai greșe. Și am spus, nu mai vreau să fiu o femeie puternică, vreau să fiu o femeie fericită, știi? Asta e noua convingere pe care vreau să fiu fericită, am înțeles, sunt puternică, mulțumesc, știi, divinitate, univers, ai... Mi-ai tot trimis... E ok, mersi. E ok, gata, sunt puternică, dar vreau să fiu fericită. În acest moment aleg să fiu fericită. Și da, uite, chiar țin să subliniez, să nu mai transmită părinții copiilor ideea asta că e ok să te sacrifici. Povriți-vă, vă rog, știi? Hai să nu mai dăm mai departe anumite convinge. Și, uite, cred că un copil este și o sursă de motivație și mai mare să lucrezi cu tine, să fii ok, pentru că copilul tău va prelua de la tine. Și atunci, dacă nu o ai făcut-o pentru tine până acum, măcar pentru copiii tăi, știi, pentru copilul tău. Și foarte mulți oameni, să știi că au descoperit dezvoltarea personală odată ce au devenit părinți. Okay. S-a trezit în ei dorința de, ok, nu vreau tot mai departe. Lipsa de iubire de sine, lipsa de încredere în sine, eu vreau să pot să-mi învăț copilul să se iubească, să aibă încredere în el, să trăiască o viață frumoasă și ca să pot să dau mai departe, trebuie întâi eu să integrez aceste lucruri. Pentru că foarte mulți părinți cunosc și mai întâi să acces pe ce pot să învăț eu pe el. Dar tu nu-l învăța din ceva ce nu faci tu, că nu o va crede. Și repetăm tiparele părinților. Eu m-am trezit undeva prin 2021, înainte de un an și ceva să învățăm. Și mă bucur că l-am făcut-o atunci, pentru că ar fi fost o repetare a unui tipar. M-am trezit cu gândul cine sunt eu să am o căsnicie fericită când părinții mei au divorțat. Și avem această tendință să repetăm niște tipare din loialitate față de familie. Și de-aia mă bucur că nu am făcut-o atunci, pentru că atunci ar fi fost din repetarea unui tipar, din loialitate. Faptul că am mai stat un an sau mai așezat niște lucruri, am mai vindecat niște lucruri, am mai conștientizat, atunci a fost conștient. Atât a fost, tot acolo am ajuns, dar am ajuns conștient, nu din repetarea unui tipar. Și pe foarte multe lucruri ne sabotăm în realitate față de familie, nu doar pe partea de relații și pe partea financiară, de exemplu. Cine sunt eu să câștig mai mult decât au câștigat părinții mei? Sau cine sunt eu să fac bani mai ușor decât au făcut părinții mei? Sunt oameni pe care văd că se chinuie să facă bani, chiar dacă fac mulți, dar lucrează dimineața până seara, din loialitate față de familie, față de cum au făcut părinții, dacă părinții mei au făcut greu, trebuie și eu să fiu loial și să-i fac mai fel de greu. Și loialitatea asta față de familie te auto-sabotează dacă nu ești conștient. Maxim, eu mă simțeam vinovată în momentul în care am început să fac ceva ce-mi place, să am foarte mult timp liber, să lucrez, dar să nu simt că lucrez, am început să mă simt vinovată. Pentru că părinții mei au avut un job pe care trebuia să-l facă, știi? Nu am fost, ce-mi place să fac. Și a trebuit să lucrezi foarte mult cu mine, pentru că frica ta care se activează atunci este de respingere, te mă respinge pentru că nu mai ești ca ei, și de singurătate, pentru că... Și mai este o tendință, apropo și de relații, ai tendința de a-ți crea probleme ca să simți că aparții. Ok, cum funcționează asta? Adică, de exemplu, dacă majoritatea oamenilor din jurul tău au probleme de relații, o să ai tendința să crezi și tu propriile probleme care nu existau înainte, ca să simți că aparții și să ai și tu despre ce vorbi, că dacă... Toată lumea în jurul tău suferă și tu ești ok, o să te simți dar nu aparte, da. Nu aparțit, știi? Și am văzut oameni și am făcut și eu, că prima oară am fost la mine, tendința de a crea probleme doar ca să simt că aparțin unui anumit grup. Din frica de singurătate. Okay. Ne creăm drame. Voit. Și zicem că nu ne-am adescrit. Voit, ne creăm drame. Ne simțim în viață. Este o convingere, știi? Și sunt și tot felul de melodii care, dacă nu sunt per ce... Nu, e iubire. Da, este iubire. E iubire matură, necondiționată. Aș vrea să facem un mic exercițiu acum de imaginație, pentru că sunt sigur că există persoane care ne urmăresc acum, care au înțeles că este important să iei totuși o decizie care nu este neapărat ușoară, dar este necesară, este mai bine să renunți la o relație care nu-ți face bine decât să rămâi acolo cu gândul că ceva se va schimba sau că poate e mai bine așa sau hai lasă că merge de la sine sau eu știu diferite raționamente, dar care totuși se tem să ia decizia asta pe cont propriu. Aud acum pentru prima dată de această variantă de despărțire conștientă și se gândesc: partenerul meu nu o să fie niciodată de acord cu chestia asta. Cum
ai discutat-o cu partenerul tău încât să-l convingi, să zic așa, să fie parte din această soluție și să nu fie și el parte din problemă. Adică cum îți pregătești partenerul pentru a fi alături de tine și pentru a face chestia asta împreună cu el? Mm-hmm. În primul rând aș recomanda să schimbi pe convingerea și am avut frica asta că cumva nu va înțelege și asta poate mai deschis decât crezi, chiar a fost, adică convingerea că poate partenerul poate înțelege. Și în al doilea rând, o strategie pe care am abordat-o și am abordat-o de foarte multe ori și a ajutat foarte mult în proces, a fost să subliniez și beneficiile pe care le are el din despărțire. Mm-hmm. Ca să nu simtă că, vai, că ești egoistă și are să te desparți și are să-ți fie, să-ți fie ție bine, dar mie să fie rău. Și atunci, efectiv, să spun, ok, asta este situația. Ești de acord că avem aceste probleme? Bun. Conveniți în primul rând și că alea sunt problemele. În al doilea rând, ce putem face ca să le rezolvăm? Cum am făcut noi, astea 5 ori de vorbă? Și după aia ne-am dat seama și după aia să fii sincer, bun, vrem să facem ceea ce trebuie făcut ca să le rezolvăm? Și să-ți răspund și la întrebarea asta și apoi să te întreb, ok, dar dacă aleg să fac lucrurile astea, aleg să le fac pentru că rezonează cu mine, pentru că reflectă cine sunt eu într-adevăr sau pentru că țin cu dinții să rămân în relația respectivă. Și după aceea, dacă vă dați seama că vă faceți doar ca să rămâneți în relație, dar nu rezonează cu cine sunteți voi într-adevăr și ar trebui să se vă sacrificați să o faceți, spui ok. Cea mai înțeleaptă decizie în acest moment ar fi să ne despărțim, cum crezi că ar trebui să abordăm. Am discutat foarte mult, ne-am întrebat foarte mult cum crezi tu că ar trebui să facem și ne-am ascultat reciproc. Adică să nu impui în un singur fel de a se întâmpla, a se întâmpla despărțirea, să întrebi și pe celălalt, cum crezi tu, tu cum simți, tu cum gândești că ar trebui să fie, uite, eu așa privesc lucrurile. Știu, comunicarea noastră deschisă și să stai să vorbești și să vorbești până când găsești o soluție și să fii deschis și la perspectiva celuilalt. Să nu te încăpățânezi să fie așa cum vezi tu. Nu, hai să discutăm și hai să găsim cea mai bună variantă pentru amândoi. Acesta este mindset-ul. Cea mai bună variantă pentru amândoi. Nu doar pentru mine sau doar pentru tine. Trebuie să fie ok pentru amândoi. E foarte posibil pentru majoritatea oamenilor asta să fie, de fapt, prima oportunitate pe care o au pentru a trata acea relație cu iubire cu adevărat. Mm-hmm. Pentru că, de cel mai multe ori, în intermediul relației, facem ce e mai bine pentru mine. Îmi iau beneficiile pe care eu vreau să le iau, să satisfac nevoile pe care eu le am. Dar cred că ceea ce presupune despărțirea conștientă este ca pentru foarte multe relații să existe acest prim moment de maturizare, să spunem ok, lucrurile nu au mers bine, nu e nici vina ta, nu e nici vina mea, sau poate vina amândurora, dar nici măcar nu mai contează. Ceea ce contează acum este că este responsabilitatea amândurora să putem să facem asta împreună, încât să, cum să zic eu, să nu să celebrăm, să respectăm, să onorăm faptul că am avut totuși o relație împreună. Exact, oamenii nu înțeleg acest lucru. Sau și eu am mai făcut lucrul acesta, am mai crezut în acest tipar, pentru că după ce ne-am despărțit, eu am aflat că el m-a înșelat, lucruri pe care nu știam și m-am simțit trădată și s-au întrebat tante lucruri în interiorul meu și am spus niște lucruri pe care acum nu neapărat că le regret, că nu le regret nimic, dar dacă aș fi fost mai conștientă, nu aș fi spus. Oamenii încep să vorbească urât despre fostul partener sau despre fosta relație sau mai ales că vorbești urât despre fostul partener, ce ți-am aminte tu voi l-ați ales. Tu l-ai ales. În momentul în care tu vorbești urât despre el, vorbești urât despre tine, exact, de fapt, exact. Despre tine. Așa că rămâi conștient și, da, într-adevăr, trebuie să-ți păstrezi respectul, compasiunea, iubirea față de celălalt, să nu-i dorești răul. Avem și chestia asta că să-i fie cât mai rău posibil și să moară, dacă se poate, cel mai cu mine. Dar efectiv, adică efectiv să-i fie cât mai rău să intre într-o relație și foarte nașpa, știi? Ai cumva, nu, deci să-i fie bine. E foarte dificil, dar în același timp foarte, foarte important să ajungi în punctul în care să fii recunoscător pentru relația respectivă. Pentru că îți dai seama că fix relația respectivă a pus poate ultima temelie în dezvoltarea ta de care tu aveai nevoie ca să ajungi în următorul capitol al vieții tale. Poate fix relația aia te-a pregătit pentru adevărata iubire pentru care erai menit să, da, să o cunoști. Deci, uite, chiar în cartea asta, Despărțire Conștientă, este la un dat un citat care mi-a plăcut enorm și mi-a schimbat perspectiva enorm. Citatul unei doamne, nu mai rețin numele acum, dar spunea că am avut trei căsnicii și toate au fost de succes.
Ok, frumos, frumos, frumos spus. Și eu la fel, eu consider că am avut o căsnicie de succes. Faptul că s-a terminat nu înseamnă că a fost un eșec și eu nu cred că nicio relație este un eșec. De ce cred oamenii totuși că este un eșec să se termine relația? Pentru că suntem programați de mici și ne se spun aceste povești care trebuie să rămâi împreună până la adânci bătrâne și suntem programați că dacă nu e până la sfârșitul vieții, atunci nu e ok. Și am mai citit tot în carte, este o parte foarte importantă care spune de unde a venit acest până când moartea ne va despărți. Pentru că oamenii creau la 30 de ani, maxim 40, în momentul în care a fost inventată căsătoria. Mm-hmm. Și normal că era una, nu a venit. Acum, realist vorbind, oamenii au undeva între 2 și 3 relații foarte importante în viață și oamenilor este foarte greu să accepte asta. Foarte greu. Și cum ai spus și tu, eu sunt extrem de recunoscătoare cu stărghii. Fără căsnicia mea nu aș fi ce sunt acum, nu m-aș fi descoperit în felul în care am făcut-o și de fiecare dată când avem ocazia și fost cu meu soț, ne spunem, Doamne, sunt recunoscătoare, că ai fost în viața mea și am spus că și eu sunt recunoscător, nu aș fi ajuns aici fără tine. Și nici eu fără tine. Și e foarte humbling, așa, știi să spui, trebuie să lași la o parte, să recunoști și aportul celuilalt în viața ta. În momentul în care te desparți, vrei să spui că să pui accent pe lucrurile pe care le-a făcut greșit față de tine, dar hai să schimbăm perspectiva, hai să schimbăm un pic mentalitatea. Gândește la lucrurile bune care au venit din relația asta, gândește la lucrurile bune pe care le-a adus în viața ta. Ai învățat să fiu recunoscătoare de la el. Eu nu știam ce recunoștință până să-l cunosc pe el. Nu știam ce înseamnă să trăiești în prezent până să-l cunosc pe el. Apar mă aveam, nu știam ce înseamnă liniștea, armonia. Eram pe toxicitate, știi? Din aia maximă cum. A adus și faptul că a adus liniște, armonie, recunoștință, iubire, mi-a permis să mă dezvolt foarte mult personal și profesional. Am avut o stabilitate și un echilibru. M-aș putea vreodată să nu-i fi un recunoscătoare. Plus că, apropo de ce fac și eu în prezent, am un filmuleț cu el de pe 20 februarie 2020, fix înainte să începe călătoria mea mai intens în online, în care el îmi spunea, uite, mi-a făcut cadou un ring light și mi-a spus, uite, pui ring light-ul și începi să povestești despre cum meditezi, ce faci tu cu partea de dezvoltare personală. Deci el a făcut la mine. Și a deschis unul dintre cele mai importante capitole din viața mea. Eu nu aș fi aici cu tine acum dacă el ar fi fost în viața mea. Cum ar putea să nu fiu recunoscătoare? Și da, m-a înșelat. Da, s-au întâmplat niște lucruri, dar aleg echilibru. Aleg să nu mă uit doar la partea aia negativă, aleg să mă uit la partea și pozitivă. Cum spuneam mereu părinților mei, când mai aveau așa momente în care era un conflict după divorț. Fiți recunoscători că dacă nu erați împreună, eu nu existam și nici fratele meu. Adică cum ar fi să vă concentrați pe asta? Să schimbi un pic perspectiva. Și totuși poți să fii recunoscător și pentru părțile mai neplăcute din intermediul relației, pentru că în cazul meu lucrurile nu s-au terminat deloc bine. Adică n-am avut parte de această despărțire conștientă, noi nu mai vorbim, dacă ar fi să ne vedem pe stradă, probabil ne-am saluta, dar nimic mai mult, adică ne-am vedea fiecare de treaba lui. Dar totuși sunt extrem de recunoscător pentru acea relație, pentru că noi ca oameni avem cumva o predispoziție în interiorul nostru de a ne îndrăgosti de un anumit tip de persoane sau de altul. În funcție de cum ne-am trăit copilăria, de cum ne-au tratat părinții, de ce am înțeles noi din copilăria noastră, suntem mai mult înclinați în stânga sau în dreapta, adică către un partener sau către altul. Iar de cele mai multe ori, în momentul în care în copilăria noastră n-am cunoscut neapărat o iubire sănătoasă, noi o să fim predispuși să atragem o relație care să recreeze o iubire nesănătoasă. Iar în momentul în care se întâmplă asta, de asta mi se pare atât de fascinant subiectul ăsta de relații toxice, în momentul în care se întâmplă chestia asta, intri în relație, începi să simți oarecum consecințele predispoziției tale de a te îndrăgosti de persoane toxice, cu puțin ajutor poate sau puțin noroc ajungi să conștientizezi faptul că ești într-o relație toxică, ieși din acea relație toxică și atunci îți pui întrebarea, fix întrebarea, bă, dar ce am înțeles eu din toată experiența asta? De ce am ajuns eu în punctul ăsta? Relația toxică încearcă să te învețe ceva, să-ți arate ceva ce este deja în interiorul tău. Faptul că tu ești predispus să te îndrăgostești de persoana asta. Ok, sunt predispus să fac asta, de ce? Pe mai ții tu minte când erai mic și părinții tăi au făcut nu știu, ok, super. Hai să tratăm chestia asta, încât data viitoare tu să poți să te îndrăgostești de persoane care merită genul tău de iubire, care
îți oferă genul de iubire pe care tu ți-o dorești și uite cum s-a transformat relația aia toxică în cea mai bună oportunitate pentru tine de a vedea ceva ce era inconștient în jurul tău. Și cred că oamenii trebuie să învețe să privească așa despărțirile în general, ca oportunități de a învăța ceva. Mulți se concentrează pe ce am câștigat, pe ea, pe ea, că a fost frumos, ne-am simțit bine, că nu știu cum. Ok, dig deeper. Din du-te mai departe. Ce poți să înțelegi despre stilul tău de atașament, despre limitele tale, despre valorile tale, despre principiile tale, despre cât de mult ești dispus să renunți la tine pentru a câștiga o altă persoană? De ce ești dispus să faci chestiile astea? Unde ai învățat o chestie asta? Exact. Te duci din ce în ce mai... E poate vreodată un rabbit hole, adică poți să te duci din ce în ce mai adânc, dar relațiile sunt oglinda noastră, personală. Poți să vezi acolo tot ce vrei. Și oportunități de dezvoltare. Între dezvoltare și să arată atât de mult în lucruri despre tine și chiar cred în expresia ne vindecăm în relații. Mm-hmm. Pentru că e foarte ușor să fii zen singur, știi? Să nu te deranjezi nimic, nu se activează niciun trigger, nu-ți apasă nimeni pe butoane. E dat fix când ești într-o relație, te vindeci într-adevăr, pentru că omul de vechi îți apasă pe butoane și dacă vrei să evoluezi, îți dai seama, ok, mi-am apăsat pe butoane, oamenii inconștient, să zic așa, ne trezit să spună, e ceva în regulă cu persoana respectivă. Mm-hmm. Mă face să mă simt nu știu cum, dar oamenii conștienți spun, ok, ce trebuie să îmi dau seama, trebuie să conștientizez de ce m-am simțit așa în momentul în care persoana respectivă a spus sau a făcut acel lucru. Și, Doamne, se schimbă viața și relațiile enorm. Eu nu mai reacționez când cineva îmi apasă pentru că pare într-o relație acum. Zic, ok, ce am de învățat despre mine, ce am de văzut, ce am de conștientizat, de ce mi-a pas pe butoane? De ce mă simt așa? Nimeni nu poate să te facă să te simți niciun fel, iar tu alegi să lași pe cineva să te facă să te simți într-un anumit fel, pentru că probabil sunt niște părți nevindecate din tine, sunt niște lucruri pe care încă nu le-ai conștientizat, de ce te deranjează, de ce suferi, de ce te doare? Nu este despre persoana cealaltă, persoana cealaltă este doar mai spus, eu spun așa, știi? Care a venit să te învețe ceva. Și când privești, acum, nimeni nu face asta 100% din timp, Sau în timp ce trece prin asta. Sau în timp ce trece, cu timpul, cu exercițiu, poți să ajungi la o conștiință, să conștientizezi instant. Dar nimeni nu face asta 100% din timp, adică n-aș vrea cumva să transmitem ideea că nu, suntem oameni, am făcut și eu de-a greșeli, inclusiv în despărțirea asta conștientă, multe greșeli. Dar, indiferent de cât de multe greșeli faci, este important la un moment dat să te oprești, să-mi continui în greșeala respectivă, să spui, ok, de ce am reacționat așa, de ce am avut tendința asta de a mă comporta într-un mod toxic, dar gândi într-un mod toxic, ce mai trebuie să conștientizez? Și te oprești, analizezi, spui, ok, există și părțile astea din mine și că oamenii, e foarte ușor să te iubești și să iubești părțile din tale, din tine alea frumoase, calitățile, dar iubește și umbrele. Mie, de asta mi se pare un bullshit, iubirea de sine asta cu bilețele în oglindă și cu... Pentru că, băi, da, poți să zici sunt frumos, dar în momentul în care tu zici, bă, nu sunt chiar ok în zona asta, nu sunt chiar bine. Da, am nasul strâng, dar mă iubesc în continuare, știi? Acolo e, da, acolo e greutatea. Adică, uite, la mine atunci am ajuns la un nivel de iubire de sine super profund, în momentul în care mi-am dat seama, judecam oamenii care judecau. Eu ziceam, nu, eu nu judec, dar când cineva judeca, îl judecau. Și zic, uai, adică ce judec oamenii care tot judec și eu judec? Și în momentul în care am început să iubesc și partea din mine care judecă și partea din mine care vârfește și partea din mine care este răutăcioasă, dar nu-i dau curs, adică nu scot acele părți din mine, nu le dau curs încât să rănească alți oameni sau să facă rău, dar le conștientizez, le zic și voi meritați iubire, sunteți ok, știți? Că mai ales voi meritați iubire. Și mai ales voi meritați iubire, da, și când, în momentul în care am recunoscut că sunt și judec și eu meu, mărfesc și eu meu, am și eu gânduri negative, am și eu gânduri urtăcioase, am și eu momente de invidie, în momentul în care am reușit să mă accept totul, atunci am simțit iubirea de sine în adevărat și sensul cuvântului. Până atunci îmi aveam doar părțile astea pozitive, calitățile, știi, părțile astea luminoase, dar umbrele le respingeam atât de puternic până când m-au lovit de tată și a spus, hei, suntem și noi aici. O să revenim puțin la
această despărțire conștientă. Am ultima întrebare, cred că de aici a plecat. De ce oamenii pun mai mult preț pe continuarea relației decât pe acceptarea faptului că nu este bună? Și cumva înțeles că suntem cumva programați să credem că o relație trebuie să dureze la nesfârșit. De aici să vină și ideea de compromis, de... Cum am vorbit la început, compromisul este ok, dar atunci când este văzut ca, cum să zic, ca un efort comun. Pentru mine asta înseamnă compromis. Da, da. Să existe... e ok, sacrificiul, da. Este ok, din punctul meu de vedere. Și dacă te gândești inclusiv poveștile din copilărie, se terminau că trebuie o vechi spune la de bătrâneți. Da. Dar nimeni nu spunea ce se întâmplă după. Știi, după ce se căsătoresc, după ce apar probleme, nimeni nu spunea ce se întâmplă după. Și am rămas cu ideea asta că gata, adică dacă l-ai găsit și te-ai îndrăgostit și iubești, nu se mai întâmplă nimic după. Totul e perfect, totul este minunat. Nimeni nu a spus ce se întâmplă după. Am aflat după aia, știi, când am crescut și am început să experimentăm, am aflat că se întâmplă multe lucruri după. It's a trap. Și nu este chiar așa fericit până la dânși bătrâneți, mai se mai întâmplă niște lucruri. Și... de acolo mi se trage acest lucru. Și nu suntem, știi, suntem împinși cumva să ne simt persoana noastră cu care să avem o relație, pe care să o iubim, să facem și o familie dacă ne dorim asta. Dar nimeni nu ne învață cum să ne despărțim și nimeni nu ne învață că la un moment dat e ok să se termine, nimeni. Absolut nimeni. Ce se întâmplă totuși când rămânem într-o relație care vedem că nu este benefică pentru noi? Atunci când rămâi prea mult timp crezând că asta trebuie să faci. Din punctul meu de vedere și ceea ce am încercat eu să evit, este faptul că renunți să ai niște sentimente negative atât de puternice față de celălalt, resentimente, să simți că ți-ai îndeplinit timpul, pentru că mai devreme sau mai târziu tot te trezești. Sau mai devreme ajungi să, nu știu, să fie foarte târziu sau să fiți foarte bătrâni și să spuneți hai că avem nevoie unul de altul, să avem grijă, că sunt foarte multe cupluri în România, care au peste 70 de ani, care nu au nicio treabă de ani de zile, dar rămâne pronul pentru că au îmbătrânit și pentru că să aibă unul grijă de celălalt. Și asta se întâmplă, ajungi, au foarte multe sentimente, oamenii respectivi, cum asta de vorbă de curiozitate, au foarte multe regrete și spun celorlalți, nu rămâneți. Deci, cred că persoanele care pe mine m-au încurajat cel mai tare să divorțez, au fost persoanele mai în vârstă. Bunica mea, deci mie nu vrea să cred că are 86 de ani, mi-a spus, bravo. Asta. După nu ți-ai fericită, nu ți-ai răsit viața. Știi fix oamenii care ajung la sfârșitul vieții și își dau seama ce este de fapt important în viață. Mm-hmm. Fix aia, poate să uite în urmă și să-și dea seama că da, ai făcut bine, m-au trecut pe aia cu curaj. Bunica mea mi-a spus asta, nu m-aș fi așteptat niciodată. Și multe persoane mai în vârstă mi-au spus, da, câmpșitări, o să fii mai bine. Bine că n-ai rămas acolo dacă nu mi-are fericită. Deci ajungi să ai resentimente, regrete, să îți irosești timpul, care este cel mai prețios. Asta se poate întâmpla de păcate. Și să dai, ajunge mentalitatea de victimă, știi, și de celălalt, sau dai vina pe viață, sau dai vina pe circunstanță, dar de fapt tu ai ales. Tu ai ales omul, tu ai ales să rămâi relația respectivă, tu ai ales să nu închei în momentul în care trebuia încheiată. Tu ești responsabil și asumarea asta responsabilității 100% pentru viața ta, pentru partea ta într-o relație. La început am avut și eu tendința asta, mai ales și în momentul în care m-a făcut că am fost înșelată, să mă lipuize în un pic, știi? Ok. Și să pun accentul pe tot ce a făcut el rău și m-am spus, tardi, că și eu am greșit. Și am făcut greșelile mele. Hai să-mi aduc aminte, hai să mă reechilibrez. De-aia zic, nu este un proces perfect. Și am avut momente în care am câmpul și tipare din astea mai toxice și am ales niște comportamente mai toxice. Dar important este să te reechilibrezi. Care sunt pentru tine cele mai importante lecții pe care le-ai preluat în experiența aceasta a divorțului? Multe. În primul rând, uite, cea care îmi vine prima oară în minte este fix lecția asta, să devii tu iubirea vieții tale și să fii complet, fără să simți că ai nevoie de altcineva, pentru că mie mi-era... Eu am învățat să mă iubesc în timp ce eram în relația cu fostul meu soț și nu știam ce înseamnă să te iubești când ești singur și a fost un next level, știi, iubire de sine pentru mine. Așa că asta a fost, să devii iubirea vieții tale și să-mi aduc aminte că relația cu tine se va reflecta în toate celelalte relații. Deci trebuie să fii bine tu cu tine și am băgat suprești mult timp anumite lucruri care nu erau ok. Cum spuneam, și partea asta de umbre, nu am abordat-o până când am rămas singură și eram eu cu mine și trebuia să
știi? Mai puteam să mă ocup timpul cu soțul sau cu alte activități. Cel mai conștientizat este că este foarte important și lecția importantă este să ai curaj în viață. Să ai curaj, știi, să faci anumite lucruri și să-ți asumi. Uite, să-mi asum responsabilitatea 100%, pentru că a trebuit să-mi asum responsabilitatea inclusiv pentru despărțire. Adică asta am ales și când era foarte greu și simțeam că nu mai pot de durere, trebuia în continuare să-mi aduc aminte, eu asta am ales și să continui să fiu responsabilă ca să nu cedez puterea. Uite, o altă lecție, să nu mai cedez puterea mea, pentru că eu nu știam să funcționez singură. Simțeam că am mereu nevoie de altcineva, cum am spus, de la 15 ani la 31 am fost mereu într-o relație. Și a fost momentul când m-am luat puterea înapoi. Și este foarte important să fii tu pe picioarele tale și să fii ok. Și eu, multe lecții. Dar, per total, cred că cea mai importantă a fost să mă redescoper pe mine și să fiu bine cu mine. Eu cu mine. Fără să am nevoie de altcineva. Și să... Bine, au fost mai multe, știi? Că dacă încep eu o listă. Și iarăși, foarte mare atenție la influențele celor din jur. Pentru că în momentul în care tu abordezi o altă perspectivă, un alt mindset, celălalt e un comportament normal și o să încerce să te tragă spre ei, spre cum e normal, spre cum este acceptat în societate. Și atunci este foarte important să te menții pe poziție. Eu ne-am cedat, m-am dus în așa cum spuneau ei, că ar trebui să îmi urăsc fostul, că ar trebui să n-am nicio treabă cu el și m-am dus în partea asta și am zis, nu sunt eu așa, hai să mă duc. Deci trebuie să ai până să fii tu 100% și să-ți ții poziția și să spui, eu aleg diferit. În momentul ăsta, sunt sigur că sunt foarte multe persoane care urmăresc podcastul și care se întreabă, ok, sunt acum în pragul unei despărțiri, urmează să mă despart, urmează să divorțez sau poate am divorțat deja de foarte mult timp și nu am reușit să trec peste, nu știu ce să fac, cum pot să duc mai departe viața. Ce putem să le spunem lor încât să le oferim curajul de a face acele lucruri care să-i ajute să-și transforme viața mai departe sau să-și continue viața mai departe și să nu mai rămâne blocați în acest episod al despărțirii, pentru că ok, te-ai despărțit, însă mai departe urmează alte capitole. Da, cum intri? După despărțire, adică... Ce trebuie să faci încât să-ți continui acest parcurs în următoarele capitole? Cred că oamenii aleg să rămână blocați într-o despărțire pentru că nu vor să conte anumite lucruri, anumite răni, știi, nu vor să se vindece într-adevăr și atunci să leagă de această despărțire că vai, mi s-a întâmplat chestia asta, nu o să mă duc să îmi pun și să văd ce este în interiorul meu, să mă duc la terapie, de exemplu, știi, și să mă vindec. Și un alt lucru pe care l-am conștientizat este că noi ne agățăm de aceste experiențe și rămânem blocați acolo pentru că ne aduc un beneficiu cumva. Și atunci întrebarea este ce beneficiu îți aduce să rămâi agățat acolo? Ce beneficiu îți aduce să nu treci peste despărțire? Care este beneficiul? De obicei, beneficiul poate să fie că nu va trebui să ieși în zona de confort, că nu va trebui să împlunți anumite traume pe care le-ai avut, să le conștientizezi, nu va trebui să depui efortul să te vine și atunci te tot agăți de acea scuză, știi? Am despărțit, că nu am suferit. Ok, next, ce am dat acum? Deci, cumva, în primul rând să fie sincer și, uite, o întrebare pe care ar putea să-și o adreseze este ce s-ar putea întâmpla rău dacă aș trece peste această despărțire? Pentru că când îți pui întrebarea asta, îți dai seama, de fapt, de ce alegi să ne alegi în continuare și ce s-ar putea întâmpla rău. Ce îți oferă această despărțire de rămâi acolo agățat? Că este ceva care altfel ai fi trecut peste. Și eu nu cred în nu pot, deci eu nu cred în nu pot. Alegi să nu. Nu există nu pot, alegi să nu. Da. De ce alegi să nu? Fii sincer cu tine. De ce alegi să nu? Ce beneficiu să aduce? Și apropo de ce vorbeam și mai devreme de sacrificiu, că vai cât au suferit eu și unii oameni, continuă să rămână în suferința aia ca să demonstreze că ei sunt oamenii aia buni care au iubit și tocmai că au iubit atât de mult, nu pot trece peste. No, asta e autosabotare și masochism. Sincer. Știi? Deci, cu ce beneficiu îți aduce? În primul rând răspundeți la întrebarea asta și apoi după ce conștientizezi ce beneficiu îți aduce, caută resurse și ajutori
să depășești. Dacă ți este frică să fluți traumele, ne cum fără, știi? Și că este vorba în engleză, the only way it's through, singura care este prin durere. N-ai cum să te vindeci dacă nu treci prin durere, n-ai cum să te vindeci dacă nu treci prin trauma respectivă. N-ai cum, trebuie să treci prin. Dacă tot încerci să o eviți, o să tot întorci la același punct și nu o să mai avansezi. Și un lucru pe care mi l-a spus fratele meu la un moment dat a fost asumă-ți, că la un moment dat încercam și eu să fug, știi, un pic că e confortabil să mai pui asumă-ți, asumă-ți tot, asumă-ți durerea pe care o simți acum, simt-o. Deci, în primul rând, uite, și mulți oameni își reprimă emoțiile, dacă am intrat și în subiectul emoțiilor deja, uite, nu am mâine podcast-ul, simte emoțiile, foarte important. Eu când am simțit să plâng, am plâns, când am simțit durerea, mi-am luat 10 minute și am stat în durerea respectivă, oamenii fug, oamenii și iau telefonul în mână și acum este foarte ușor să fugi de emoțiile tale, pui mâna pe telefon, intrat pe Instagram, TikTok sau orice altceva și deja te disocia de emoții, te mai lăsat-o, ai reprimat-o deja. Și efectiv stăteam în liniște pe canapea, în living, nu am să văd niciodată și îmi simțeam durerea. Plângeam, simțeam tristețea, simțeam sentimentul ăla de singurătate. Că oamenii fug pentru că simt că nu o să mai iasă niciodată de acolo, dar emoția aia se stinge la oameni, dar tu stai cu ea și nu o mai reprimi și nu, pentru că și e fix ca un pendul din ăla care dacă, știi, se întoarce și te lovește. Nu, simte, consumă și o să fie bine și caută ajutor. Dacă chiar vrei, caută ajutor, caută oameni care să te ghideze. Sunt tot felul de terapii, de la terapii clasice, la terapii spirituale, sunt atâția oameni care fac munca asta de dezvoltare personală, de resurse pe YouTube, deci nu avem acces la informație, dar trebuie doar tu să vrei și primul pas este să faci și îmi zici de ce nu vrei, sincer, de ce nu vrei. Dacă ai putea să-ți transmiți ție un mesaj în luna noiembrie, fix în momentul în care urma să înceapă toată această poveste pentru tine a divorțului, și să știi că mesajul ăsta va ajunge la tine și îl vei găsi în dimineața respectivă pe telefon, ce ți-ai transmite? E deep așa. Mi-aș transmite ținută tare. Va durea, dar poate foarte dureros, va fi trist, dar este necesar să treci prin asta ca să vezi cât de bine va fi după. Asta le spunem și celor de acasă, care au urmărit până acum. Niciodată nu este un moment plăcut de spărțire. Nu cred că putem să trecem vreodată cu zâmbetul pe buze sau să spunem că o să fie ușor. Dacă despărțirea e ușoară, înseamnă că cred că n-a existat niciodată ceva acolo cu adevărat. Adică te desparți de ceva ce oricum nu era acolo. Dar atunci când despărțirea doare, doare pentru că pentru tine a fost real. Doare pentru că pentru tine a însemnat ceva. Doare pentru că pentru tine iubirea aia cel mai probabil a fost reală. Dar în același timp, în momentul în care înțelegi că ce se află în continuare acolo nu mai este ceva ce ai alege, exact cum ai spus și tu, cred că este corect atât pentru tine, cât și pentru omul de lângă tine, cât și pentru cei din jurul tău pe care poți să-i inspiri, poate, prin decizia ta, să iei decizia care simți că este corectă, fără să te mai gândești la sacrificiu. Exact, și cum spuneam și înainte de podcast și mi se pare important să spun și aici, când ești într-o relație, sunt trei entități cumva într-o relație, știi, ești tu, omul, celălalt și relația. Că în momentul în care te despați, acea entitate poate important pentru tine moare, adică treci efectiv printr-un doliu și este necesar să treci ca un doliu, nu mai încerca să treci peste asta, ca și cum o persoană dragă a murit. Cum, a murit ceva, dar mă duc mâine și petrec? Nu e chiar așa, stau în primul rând, e șocul inițial, nu prea conștientizezi ce se întâmplă, apoi începe ușor și te lovește realitatea, e din nou negarea realității, adică sunt toate etapele la doliului în care treci și în momentul în care treci cum trebuie să ții și trebuie să treci prin toate. Dacă sari o etapă, o ai de la început. Nu se risc nicio etapă. Confruntați tot, treceți prin și va fi bine, va fi bine. Asta încercam să-mi aduc aminte și mie când era foarte greu. Va fi bine, nimic nu durează pentru totdeauna, viața asta, schimbare este constantă în viața noastră, deci erau acum, dar sigur nu va fi așa forever, că ai senzația asta în momentul respectiv, că nu îți vei mai reveni niciodată, nu e adevărat, îți vei reveni 100%, ți-ai mai revenit. Eu mai încercam să-mi aduc aminte și de alte despărțiri, că mi-a fost foarte greu și să-mi aduc aminte cum a fost după, că după a fost mai bine, adică fiecare relație a mea a fost o evoluție, a fost mai bine decât
precedent, dar măcar atât, tot am intrat repede, știi, dintr-una într alta. Și mergeam aminte, ok, am mai fost rău, am mai durut și după aia a fost bine. Deci aduce aminte că, na, și totul, e zi, apoi noapte, noaptea nu durează întotdeauna, ești dark night of the soul, știi, ești în zona de întuneric, dar se va face lumina la un moment dat, 100%. Acum, când de repede se va face lumina, depinde și de tine și de cât conștient alegi să fii și de cât de mult ajutor alegi să cauți, știi? Da. Că poți să-ți faci munca un pic mai grea decât ar trebui să fie dacă nu cauți ajutor și pentru așa ajuta și dacă nu alegi să fii conștient. Dar trebuie să treci prin fiecare etapă. Fiecare etapă, etapa are rolul ei. Eu am încercat să răsar, din experiență, să fac. Am încercat să fiu bine. Nu. Trebuie să trec prin tot ca să fiu bine, într-adevăr. Era un bine superficial. Dragilor, se pare că de cele mai multe ori atunci când trecem prin astfel de momente, oricât de mult am vrea să ne ferim de sentimentele pe care le avem sau de trăirile prin care suntem nevoiți să trecem, să fim conștienți este una dintre cele mai bune soluții pe care le avem la îndemână. Să fim conștienți de trăirile noastre, de sentimentele noastre, de emoțiile noastre, de fricile noastre, de rănile care ne împing să luăm anumite decizii care nu sunt neapărat benefice pentru noi, pentru că podcastul Arta de Iubi este despre vindecare emoțională. Dar cum a zis și Elina, ne vindecăm și ne rănim în relații, ne vindecăm și ne rănim în despărțire. Fiecare dintre noi poate să aleagă ori calea vindecării, ori calea în care să ne rănim mai departe. Dar atunci când devenim conștienți de lucrurile astea, cred că șansele noastre către vindecare cresc. Așa că pentru cei care trec acum printr-o experiență asemănătoare, pentru cei care iau în considerare o despărțire, din nou, nu este o experiență ușoară, însă de cele mai multe ori este necesară ca noi să putem să ajungem să fim bine, ca omul de lângă noi să ajungă să fie bine și ca cei care sunt în jurul nostru să fie și ei bine. Ești responsabil pentru fericirea ta? Nimeni nu o să vină să te salveze. Tu trebuie să devii propriul tău salvator. Așa că sper din suflet ca povestea Elinei să fie inspirația de care ai avut nevoie ca tu să poți să iei decizia de care cel mai probabil te-ai temut până acum, pentru că totul o să fie bine în final, cât timp ai curajul să mergi pe drumul care este oricum pentru tine. Îți mulțumesc din suflet că ai urmărit până acum, îți mulțumesc din suflet că ai ne-ai portat în toată această călătorie, mi s-a părut mult, dar... Da. A fost mult, dar a meritat. A meritat. Deci, asta cred că știi, e important în viață să ajungi în momentul în care spui noi, a fost mult, am trecut mult, dar a meritat. A meritat. Ne-ai curaj. Și acă, dragilor, da, e bine să ai curaj. O să merite în cele din urmă. Sper că ați luat ce ați avut nevoie din episodul ăsta. O să vă pun ca de fiecare dată la final un episod pe care vi-l recomand, un podcast din cele anterioare pe care le-am filmat. Și până data viitoare, nu uita... Ești mai mult decât crezi și a venit momentul să-ți o dovedești. Salutare!